Deci, în primul și în primul rând, bun venit! Acesta este primul seminar în care încercăm să facem colaborativ, să vă ajutați dumneavoastră unii pe alții și noi să încercăm să vă ajutăm și să vă ghidăm sau să vă dăm informațiile de care aveți nevoie pentru a putea realiza niște planuri de acțiune și să vă zicem care vă vor fi avantajele pentru aceste planuri. Cel mai și să vă explicăm cam care sunt gândurile care noi le-am avut când am pus la cale, să zicem, aceste activități. În primul și în primul rând, să mă prezint, sunt Diana Andone, sunt directorul Centrului de e-learning în Universitatea Politehnică din Timișoara, sunt și cadru didactic, conferențiar la Facultatea de Tehnologie Informației, de Electronică și Tehnologie Informației, predau de aproape 26 de ani web și tehnologii interactive, iar de peste 20 și ceva de ani fac educație online și educație digitală. Și lucrez destul de mult în acest domeniu. Și ținem foarte multe webinarii și pe site-ul celului în continuare dezvoltăm foarte multe unelte și strângem unelte dezvoltate de alții și le prezentăm și le analizăm. Implicarea mea este puțin mai redusă în platforma anti-COVID, adică eu am încercat să mă implic doar atât cât am putut și cât timpul mi-a permis, dar în ultima perioadă poate un pic mai mult, mai ales din perspectiva experienței, zicem, a educației digitale și a acestei educații. Recunosc că experiența mea în învățământul preuniversitar este redusă și îmi cer scuze pentru aceasta, dacă în anumite locuri, poate anumite lucruri nu vi se vor părea foarte potrivite. Am susținut training-uri pentru destul de mulți profesori de liceu, dar în mare parte acestea au fost, întotdeauna au fost gratuite. Ele s-au întâmplat cam o dată sau de două ori pe an, fizic, față în față cu câteva sute de profesori, atât profesorii de pe zona de informatică, cât și din diferite alte zone, fie organizate de Inspectoratul Școlar Județean, fie organizate de către noi. Care sunt regulile acestui seminar? În primul și în primul rând, prima regulă este vă rugăm foarte mult să stați pe mut până în momentul în care doriți să vorbiți. Eu pot să vă fac și această, să vă tai complet toate aceste drepturi, dar nu doresc să o fac, fiindcă eu sunt cel care gestionează și tehnic acest seminar și această întâlnire online, de aceea vă rog foarte mult să rămâneți pe mut până când puteți să vorbiți. Veți putea vedea că aveți mai multe facilități. Aceasta este o platformă Zoom cu care cred că sunteți deja obișnuiți, deci nu mai este nevoie să vă prezint, dar am să o fac totuși și am să vă zic doar de două facilități care vă sunt foarte importante. Una este participanții, puteți să vedeți numele fiecărui participant și am să rog pe fiecare, normal ar trebui să intre cu numele cu care s-a înregistrat și cu link-ul personal cu care s-a înregistrat. Dacă vedeți că nu este acest lucru, puteți să vă faceți rename, adică să vă redenumiți pe fiecare dintre dumneavoastră încât să fiți cu numele dumneavoastră ca să știm cu cine discutăm și să vorbim. Aceasta nu este o întâlnire publică, este o întâlnire, așa cum Mihai a spus, organizată de platforma anti-COVID împreună cu Inspectoratul Școlar Județean la sugestia Inspectoratului Școlar Județean și este un seminar de instruire, colaborare, ziceți cum doriți dumneavoastră. Deci nu este, să zicem, un seminar public pentru toată lumea. Acesta e primul lucru. Al doilea lucru este că aveți chat, aveți o opțiune de chat, tot așa un buton de chat, unde puteți să scrieți mesaje. Când doriți să vorbiți sau să zicem, să vă dăm cuvântul, putem să vorbim când noi vă vom spune, dacă aveți întrebări, puteți, dar să nu vorbim unii peste alții, aveți o opțiune sub lista de participanți de raise hand, deci de ridicat mânuța. Nu e ca la grădiniță, dar sunt regulile minime de net etichet, cum sunt considerate ele în comunicările online, că e mai simplu așa, mai ales când suntem mulți participanți, dar puteți să și vorbiți, să vă porniți microfonul, să vorbiți și dacă cumva altcineva a început, atunci să așteptați politicos până când termină de vorbit și să continuați după aceea. Vă rog frumos să nu vorbiți unii peste alții și să păstrăm un limbaj cât se poate de civilizat. Această întâlnire este înregistrată. Noi o înregistrăm în special pentru a vă putea pune dumneavoastră în primul rând la dispoziție. Dacă la sfârșit vom considera că este o întâlnire utilă și pentru alți profesori sau directori de școli, de licee care nu au putut să ajungă la acest seminar, ele vor putea fi făcute disponibile și online cu un link personalizat în care doar cei care au acces la el să poată să îl vadă, dar acest lucru vom discuta pe sfârșit. Noi am pregătit niște, să zicem așa, pagini colaborative în care să încercăm să lucrăm împreună
și să vă creionați ideile și tot, unde din nou regula va fi să scrieți fiecare dintre dumneavoastră pe, veți crea pe niște post-it-uri virtuale cu numele dumneavoastră și eventual cu școala de unde sunteți sau așa ceva. Va rămâne acest document la dispoziția dumneavoastră și veți putea să-l folosiți pe toată perioada următoare, deci noi nu vă vom îngrădi accesul la el. Probabil că vom face doar view only ca să nu se mai poată șteargă sau comenta asupra lui. În acest moment el este disponibil tuturor la comentarii. Până când colegii mei se vor introduce, eu am să vă pun primul document colaborativ cum ar veni în chat. În chat vom comunica cu toții cu dumneavoastră și vom pune link-uri. Care este, să zicem așa, primul link în care dumneavoastră puteți să vă scrieți, cei care nu ați scris când v-ați înscris, fiindcă nu pentru toți a fost disponibilă, cum să zic, această posibilitate de la bun început. Noi a devenit posibilă doar mai târziu, să zicem așa. De unde sunteți și de la ce școală? Acest prim seminar este orientat în special pentru cei care sunt din mediul neurban, l-am numit așa, poate nu foarte ortodox, pentru că nu am vrut rural, pentru că nu este o terminologie care să descrie situația tuturor. Cei care nu vin din centrele foarte mari de orașe, de municipii foarte mari, cum este Timișoara, de exemplu, v-am pus acest link, puteți să-l deschideți și puteți să vă editați în dreptul numelui dumneavoastră de unde sunteți, că acest document va rămâne disponibil și pentru dumneavoastră și după aceea veți putea vedea de unde sunt ceilalți colegi. Nu avem dreptul să împărtășim adresele de e-mail și etc. cu dumneavoastră, dar dacă dumneavoastră doriți ca colegii dumneavoastră să știe cine sunteți și cum să vă contacteze, puteți să vă scrieți dumneavoastră adresa de e-mail într-o altă căsuță. Dacă nu, ea rămâne complet privată, dar măcar să știm cine sunteți și dumneavoastră și noi. Acest seminar, cum am zis, împărțit în patru părți, vom lucra colaborativ pe fiecare dintre ele. Și acum o să-l rog pe Mihai, pe Cătălin și pe Carmen să se prezinte. Da, că tot am fost primul. Numele meu este Mihai Lisețchi. Am mai multe pălării instituționale. Ca să încep cu partea didactică, sunt cadru didactic asociat la Universitatea de Vest din Timișoara. Cealaltă mare pălărie ține de unde sunt preocupat de problema antreprenatului social, a organizațiilor neguvernamentale în general, a participării publice și din acest punct de vedere prezența mea și într-un proiect dedicat comunității cum este platforma anti-COVID. Cătălin? Da, nu am realizat că am fost pus pe mut. Cătălin Șibor sunt, vă salut. E greu de înțeles legătura mea cu acest seminar. Eu sunt inginer de meserie, lucrez la Nokia în Timișoara, însă fac parte dintr-un ONG implicat în educație și ultimii ani mi-am petrecut în zona de voluntariat în domeniul educațional. Și așa am ajuns să fac parte din echipa anti-COVID și apoi în echipa de lucru alături de inspectorat, Consiliul Județean al Elevilor, anti-COVID-M și mulți alții în grupul de lucru care a creionat ghidul despre care vorbim astăzi și care stă la baza planurilor pe care urmează să le dezvoltați. Așa că sunt aici ca resursă, cu mintea și cu sufletul alături de voi. Carmen Holotescu? Bună ziua tuturor! Mă bucur să mă aflu și eu aici cu dumneavoastră și uitându-mă la localitățile de unde sunteți, mi-aduc aminte de vacanțele din copilărie atât de frumoase. Eu sunt profesor universitar la Universitatea Ioan Slavici din Timișoara cu o îndelungată activitate în ceea ce privește învățământul online, resurse educaționale deschise, cu foarte multe colaborări
cu profesorii, cu consilierii, cu inspectoratul școlar. În 2002-2003 aveam un proiect cu școli în care profesorii erau pregătiți încă de atunci pentru a preda online. În 2007, iarăși, am avut un proiect cu mulți profesori din multe școli și din zone defavorizate și profesori foarte talentați și foarte interesați, în care iarăși am vorbit despre ce înseamnă educație deschisă, despre resurse educaționale deschise și așa mai departe. Carmen, cred că te-am pierdut. Da, cred că am pierdut-o pe Carmen, așa-i? Da. Cred că semnalul este mai prost la ea. Bun, ce am să vă rog? Am să vă rog să vă reamintesc, din nou, scuze, că v-am făcut share la un document. Puțin mai sus în chat îl puteți regăsi, în care vă rugăm să vă scrieți de unde sunteți, de la ce liceu. Puteți să scrieți și în chat, dar ne va fi foarte greu să putem să vă punem la dispoziție toate aceste resurse. De aceea am creat un document în care sunt parțial deja numele dumneavoastră și ce informații avem, să vă completați doar, să zicem, de unde sunteți, de la ce școală și dacă doriți să puteți să comunicați cu colegii care sunt aici de față, atunci obligatoriu să puteți să, să zicem, să vă scrieți și adresa de e-mail, dar asta este opțiunea dumneavoastră, noi nu vă solicităm acest lucru. Vă rugăm doar să spuneți de la ce școală sunteți în acel document pe care l-am șeruit. Cătălin, eventual îl mai pui încă o dată. L-am pus deja, l-am făcut și puțin mai vizibil în chat. Da, ca să puteți să vă scrieți acolo, că n-are rost să scrieți în chat acest lucru, fiindcă acest chat nu putem să-l distribuim cu dumneavoastră, fiindcă va conține mult mai multe informații. Deci de aceea am creat acel document în care puteți să scrieți și sunt convinsă că deja cam toată lumea e familiară cu un document colaborativ în Google, fiindcă lucrați cu Google Suite destul de mult. Da? Bun. Acum, pentru început, am să vă rog așa foarte pe scurt, aveți și niște butoane acolo de sub numele, sub lista de nume de participanți, de yes, no, etc., de raise hand, de votare. Haideți să vedem dacă toată lumea este din mediul, din afara Timișoarei. Puteți să votați cu yes dacă e da și cu no dacă e nu. Le-ați găsit butoanele? Sunt sub lista de participanți. Participanții o găsiți pe această fereastră jos, este al treilea buton, cred că, al treilea buton, da? Cu participanți. Și atunci puteți să vedeți. Hai să vedem câtă lume vine din afara Timișoarei, fiindcă nu avem o listă completă încă creată în acel tabel pe care l-am distribuit cu dumneavoastră. Și cine nu vine din Timișoara, adică cine e din Timișoara sau dintr-un oraș foarte mare, să scrie nu. Ca să ne dăm seama de ponderi, fiindcă acesta era în special dedicat mediului din afara Timișoarei, urmând ca după aceea să avem un alt webinar de la ora 16 cu școlile primare, gimnaziale din Timișoara, iar luni unul cu liceele din Timișoara. Aș dori să fac două mențiuni. Vă rog în acel tabel să treceți și localitatea aferentă școlii, în cazul în care școala are o denumire diferită de denumirea localității. Și o a doua mențiune este faptul că am gândit să împărțim așa aceste seminare, astfel încât să ne grupăm pe criterii similare, adică școlile din anumite zone probabil că au provocări similare și mult diferite de centrele dense urbane. Și atunci, probabil că e mult mai simplu să aducem bunele practici din zona, să zicem, rural sau urban mic, împreună, pentru că dacă ar veni cineva dintr-un liceu, de exemplu Moisil sau Loga din Timișoara, să dea sfaturi sau recomandări unei școli mici, cu o densitate mică sau cu alte provocări din mediul rural, s-ar putea să nu se plieze. Și atunci, dacă ne adunăm împreună pe aceleași criterii sau din aceeași zonă de
provocări să fie mult mai util, mai utilă discuția de astăzi. Deci, așa cum și Cătălin a zis, vă rugăm din nou, puteți să completați în continuare această listă de participanți. Câți dintre dumneavoastră, să zicem, sunt unii care au zis că nu toată lumea a votat? Nu mi-e clar dacă nu știți unde, cum să votați sau că nu vreți să ziceți de la ce școală sunteți, dar aici, cum să zic, mergem exact pe politica cu mergeți noastră cu copiii, acum de cu elevii. Trebuie să ziceți de la ce școală sunteți. Doamna Micaela dorește să zică ceva. Cristof, cred că îmi cer scuze, că poate nu văd perfect numele la fiecare. Vă rog. Dar ridica mânuța. Doamna Micaela Cristof. S-a ridicat-o din greșeală? Că ați vrut să testați butoanele acelea? Atunci vă pun eu jos. Ok. Ați apărat pe yes, dumneavoastră mie îmi apare. Deci informațiile astea sunt vizibile doar pentru noi patru și sunt doar 9 persoane care au votat pe yes până acum din 60 și 3 care au votat pe no. Deci totuși suntem vreo 35 de persoane care nu și-au exprimat încă unde sunteți și revenim cu rugămintea ca să ziceți de unde sunteți, de la ce liceu, în acel tabel din Google pe care l-am share-uit cu dumneavoastră și pe care îl găsiți puțin mai sus. Și acum haideți să începem să și lucrăm. Vrem să vedem în primul și în primul rând dacă trebuie să vă apară opțiunea yes și nu apare sub participanți. Dacă faceți click pe butonul al treilea de jos care este de participanți din această fereastră, e adevărat că dacă sunteți de pe mobil mi-e foarte greu să vă zic acum că asta este în funcție de ce tip de mobil aveți. Unde apare această listă, dacă nu s-ar putea să nu apară această opțiune de votare, dacă sunteți de pe mobil și nu de pe calculator sau de pe laptop, din păcate. Nu cred că s-ar putea să nu vă apară. Și acum, noi vom lucra cumva pe această matrice din ghid. V-am pregătit și v-am pus aici și mai sus niște linkuri. Le mai copiez încă o dată cu aici găsiți ghidul. Ca să știți de unde se găsește acest ghid și cum puteți să-l accesați și să-l descărcați, ghidul despre care vom vorbi și unde vom încerca să mergem pas cu pas în această matrice de lucru. Matricea este de descărcat, ea nu va fi, cum să zic, deci o puteți descărca și o puteți folosi dumneavoastră personal. Ea este doar o indicație pe care grupul Platforma Anticovid a creat-o pentru licee. Am pus acest link aici ca să puteți să-l vizualizați, ca să știți despre ce este vorba și acum am să mă duc foarte repede pe asupra ei, dacă îmi permiteți, și am să vă și arăt că poate nu toată lumea poate să o vadă. Și vom lua după aceea pas cu pas fiecare dintre aceste elemente. A fost o întrebare la un moment în chat și care e legată de discuția despre definirea identității participanților. Dacă vreți să primiți un certificat de participare, avem nevoie în mod absolut necesar de numele și de școala pe care o reprezentați. Da? Nu neapărat de celelalte elemente de contact, dar cel puțin asta, numele și școala, fără asta nu putem să emitem certificatul. Mulțumesc! Da, și fiindcă tot vorbeam de certificate, o să menționăm puțin mai târziu care sunt avantajele dacă realizați un plan de acțiune atât pentru școală cât și pentru dumneavoastră personal, fie că sunteți profesor sau director, și cum veți primi și aceste certificate, fiindcă introducem noțiunea de Open Badge, deci de certificat digital deschis, care e un certificat nefalsificabil, care se emite unic și este integrat online. Puteți să-l și tipăriți, bineînțeles, dar el rămâne pentru totdeauna integrat online. Puteți să-l distribuiți pe Facebook, pe LinkedIn, pe ce doriți dumneavoastră, să vi-l puneți în Google Classroom, oriunde și să știți de el. Și va fi un certificat pe care îl vom elibera și o să vă arătăm în curând și ceva despre ele, dar haideți să începem să și lucrăm, că poate
unii dintre dumneavoastră veți pleca mai repede și să putem să discutăm. Deci vă rugăm din nou lista de prezențe, iar aici aveți matricea scenariilor pe care eu acum am să vă și arăt. Foarte pe scurt am să vorbesc despre ea și am să vă zic că ea este una dintre anexele pe care le-a pregătit platforma anti-COVID pentru dumneavoastră, parte din ghidul pe care dumneavoastră îl puteți vedea și îl puteți accesa și care este disponibil, îl balez acum foarte repede, este destul de voluminos, fiindcă conține foarte multe informații de la primul pas până la ultimul pas, cu indicații și cum ar veni cu resurse și cu link-uri, foarte multe de informații, etc. Dar toate acele informații, cumva, ele se regăsesc și în această matrice a scenariilor pentru începerea școlii, în care pentru fiecare caz de scenariu a fost realizat ce anume trebuie obligatoriu să realizați sau ce, care sunt pașii și informațiile pe care trebuie să le puteți să fie conținute, să le scrieți, să le dezvoltați, să faceți planul, orare, etc., în planul de acțiune pe care trebuie să-l faceți. Și aici am scris că, în principiu, acesta ar trebui să conțină cele patru secțiuni privind managementul, managementul predării și evaluării, deci partea educațională, bineînțeles, chestiunile legate de competențele digitale și de infrastructura, inclusiv de IT. Primul lucru, după cum vedeți, este cel legat de managementul organizațional în contextul epidemiei de COVID, în care se ia în considerare absolut toate elementele de comunicare, de formare, scuze, eram prea jos, de aceea eram confuz un pic, în care ia în considerare absolut toate planurile, de la nivel de școală, cine răspunde și de ce anume, și este indicat să numiți un echipă sau o persoană, în funcție de cât este de mare școala și liceul dumneavoastră, care să răspundă de aceste planuri de acțiune, să le verifice și să le valideze continuu, că ele se întâmplă și în realitate și nu este doar o responsabilitate a directorului, bineînțeles că este în primul rând a directorului sau directoarei, directorul este aceeași poziție, dar și a altor responsabili care răspund de aceste activități. Forma este organizarea spațiilor înainte și la ieșirea elevilor în școală, care ia în considerare inclusiv posibilitățile de transport, de acces, de triaj economic și, bineînțeles, de interacțiune cu softul. După aceea este luată în considerare foarte mult partea de relație dintre școală, elev și părinți și vom discuta și despre aceasta, de măsurile de organizare a activităților în clasă, atât în clasă cât și în aer liber, cât și în pauze. Una dintre comentariile cele mai multe pe care le-am văzut în această perioadă sunt legate de pauze. Lumea zice că e 5 minute, nu e chiar 5 minute, este 15 minute de fapt o pauză care este acordată elevilor. 5 minute este prevăzut că cadrul didactic poate să se mute de la o clasă la alta, care știu că pare stupid într-o sală, într-o clasă, într-un domeniu foarte mare, dar așa cum astăzi l-am auzit pe minister spunând, aceste ghiduri care le-a dezvoltat inclusiv ministerul sunt doar indicative. Deci fiecare școală poate să-și creeze regulile proprii. După aceea este partea de formare și de instruire, deci este foarte important să comunicați și să aveți planurile acestea bine defalcate pentru elevi de diferite vârste, pentru părinți, pentru profesorii, colegi, etc. Comunicarea, cum azi, e importantă. Și după aceea partea de predare, evaluare și de infrastructură, atât IT cât și a resurselor educaționale, cât și a competențelor digitale și despre fiecare vom vorbi la rândul lor, poate puțin mai mult în celelalte părți. Vreau mai întâi să știu dacă există ceva întrebări legate de general de ghid, de această matrice, dacă ați găsit, l-ați putut vedea, nu l-ați putut vedea, este disponibil. Haideți să vedem. Da, nu, puteți să răspundeți, să ne puneți întrebări acum dacă dorește cineva.
Nu e nimeni care sau cineva și-a deschis microfonul, dar este în liniște. Nimeni, toată lumea a găsit ghidul, știe de el? Măcar dați din cap, da sau nu? Și dacă aș fi reușit să-l parcurgă într-o oarecare măsură. Da, măcar așa, pe repede înainte, pe diagonală. Ok, da, bun. Atunci, vă rugăm pe dumneavoastră să aveți deschis această matrice care să vă ajute, să zicem, în partea de informare cât de cât. Și vă voi da acum un link care este o zonă comună de acces în care veți putea să editați și să lucrăm împreună sau să ne spuneți mai întâi dumneavoastră dacă doriți să facem altfel. Nimeni nu zice nimic. Mă simt mai rău decât la școală. Domnilor colegi, dacă îmi permiteți, pot să vă zic așa. Haideți să încercăm să colaborăm. Noi acest seminar l-am gândit în primul și în primul rând de colaborare și de discuții. Mă aud? Da, vă auzim. Spuneți-vă numele, că e dificil ca toată lumea să vă vadă numele. Mulțumesc. Sunt director adjunct la Școala Gimnazială Tărâmia Mare. Am pus întrebarea pe chat pentru că nu funcționa microfonul. Deci noi avem 3 cicluri de... Vă auzim mai prost din nou. E cineva, dar nu-i văd numele, care ne spune că nu găsește matricea. O găsiți la linkul de mai de sus. De aceea v-am rugat să nu vă mai prezentați în chat. V-am dat acel link, Cătălin eventual mai pune încă o dată și linkul de la matrice și de asta, unde să vă scrieți, unde găsiți numele dumneavoastră în principiu deja. Dacă nu-l găsiți, îl puteți scrie și școala de unde sunteți și dacă doriți să comunicați cu ceilalți colegi și adresa de e-mail. Ca să poată să rămână în chat informațiile cât mai utile și puteți să puneți întrebări în chat, fără niciun fel de probleme. Doamna director de la Tărâmia, de la școala din Tărâmia Mare, v-am pierdut, mai sunteți? Dacă nu, altcineva dacă are vreo întrebare sau vreo părere sau vreo opinie acum. Albu Florentina sunt. Bună ziua. De la grădinița din Ceacova, de la liceul Alexandru Mocioni Ceacova, o întrebare referitor la ceea ce am citit în ghid. Nu ne este în clar dacă în clase sunt permise covoarele și perdelele. Ne-ați prins aici. Pentru că acolo e o întrebare, eventual eliminarea acestora din grupă. Da, nu toate grădinițele sunt dotate cu încălzire în pardoseală sau cu parchet laminat pe jos. De exemplu, situația noastră din prezent. Noi suntem mutați provizoriu deoarece ni se construiește o grădiniță nouă. Nu avem condițiile propice pentru acest lucru și atunci am preferat covorul în detrimentul podelelor care sunt în clădirea respectivă. Întrebarea este dacă ne asumăm un risc. Da, sigur, pot să răspund eu. Și ține de logica generală a ghidului. Ghidul are niște recomandări. Deci nu e nimic imperativ acolo. Dintr-o perspectivă prudențială vis-a-vis de riscurile pe care le presupune existența unor materiale care ar putea să fie mai greu curățate, recomandarea este să nu aveți covoare și respectiv pedele. Pe de altă parte, evident, în situații excepționale de tipul celei pe care le menționați, asumându-vă situația ca fiind un dat, în fine, quasi obiectiv, asta este. În ultima instanță e o decizie care trebuie focalizată pe realitatea fiecărei școli în parte. Ghidul vorbește în general, da? Da, și trebuie să, da, mulțumesc. Și trebuie să spunem că recomandările au venit de la domnul dr. Octavian Jurma, care a fost parte din echipa de la platforma anti-COVID și care e destul de cunoscut în această perioadă.
și de la, bineînțeles, normele care au fost publicate de către DSP și de către Ministerul Sănătății. Deci, noi ne-am dorit să ținem cont de aceste reguli, dar vă spuneam, între a sta copilul pe podea, noi avem, de exemplu, grupe combinate, da? Și avem copii de la 2 anișori și câteva luni până la copii de 6 ani în grupă. Evident că cel de 2 ani nu va putea sta pe scăunel timp de 5 ore, cât este programul în grădiniță. Și atunci un colțișor, chiar dacă este el mai retras, da? Știm cu toții, copiii de grădiniță se joacă foarte mult pe jos. Da, așa este, într-adevăr. Din punctul meu de vedere, cred că se pot infecta mult mai degrabă de pe o podea mai veche, învechită, decât de pe un covor. Podeaua puteți să o curățați cu un hipoclorid, covorul nu. Chiar dacă e mai veche și de lemn, ea se poate curăța și dezinfecta. Da, mă rog, aici e decizia a școlii. Mai aveam întrebare aici care o văzusem, legată de partea de când sunt 3 cicluri de studiu într-o clasă, într-o școală, într-un liceu, mă rog, de clase, cum se întâmplă cu planurile de acțiune și cum sunt ele făcute. Din nou, planurile de acțiune trebuie să vă fie dumneavoastră folositoare. Încercați să gândiți că toată această descentralizare care acum a venit așa pe heirup, să zicem, și care vă dă foarte multă putere de decizie directorului și Consiliului de Administrație, Consiliului Elevilor, Părinților, într acest conglomerat de 3 entități care trebuie să lucreze împreună, urmând, bineînțeles, recomandările Ministerului ISJ-ului și cum ar fi și ghidul nostru, de exemplu. Dar este foarte important pentru dumneavoastră ca acest plan de acțiune dumneavoastră să vă fie util. Dumneavoastră în școala dumneavoastră, cu elevii dumneavoastră și cu părinții dumneavoastră. Nu vă gândiți la el, trebuie făcut ceva, că ne-a cerut ISJ-ul să facem și să-l raportăm. Că dacă nu, nu știu, ni se arată bățul sau ceva de genul ăsta. Trebuie să vă gândiți că e o unealtă care trebuie să o puteți folosi dumneavoastră, care cumva ar trebui să ajungă publică sau cel puțin în mare parte trebuie să ajungă publică, chiar eventual informațiile mai sensibile să nu fie făcute publice. El, normal, e gândit ca un singur plan de acțiune, de obicei așa se gândesc pe școală, și conține bucăți referitoare la fiecare dintre cicluri, dintre nevoi, când ai mai multe categorii, fiindcă unele sunt aspecte generale, se referă la absolut toată lumea. Am văzut și eu că întrebarea asta a apărut de mai multe ori și deja răspunsem la una din întrebări, dar e mai bine așa să răspundem pentru toată lumea. Practic, logica este următoarea, sunt 3 scenarii care afectează școala în integritatea lor. Da? Oricare, în oricare dintre ele. Și din acest punct de vedere, există ideea de a face un plan pentru fiecare scenariu. În acel plan, cum spunea și Diana din aur, pot să existe măsuri diferite, diferențiate pentru diversul niveluri, dar nu o să faceți un plan pentru fiecare nivel, fiecare scenariu. Deci, practic, ar trebui să aveți 3 planuri, a fiecare dintre ele, aferent câte unui scenariu. Bun. Fiindcă v-am spus că dorim să lucrăm cumva colaborativ împreună și acesta este parte și din un proces pe care l-ați putea face după aceea și cu elevii și tot, și fiindcă dorim să putem să veniți fiecare dumneavoastră cu idei și cu opinii, v-am pus un link acum, care este un Jamboard. Jamboard este o unealtă similară cu scrisul la tablă, ca să zicem așa, colaborativ, dar în mediul online. V-am pus un link în chat, care conține o zonă, un fișier comun, care noi l-am împărțit pe 3 aspecte, deci care prima discuție este cea legată de spațiul fizic, da? Și în care vrem să discutăm în primul și în primul rând, să zicem, care ar fi propunerile sau ideile cele mai importante. Vedeți că am făcut aici o notificare în colț unde v-am scris că vă rugăm să scrieți ideile fiecare dintre dumneavoastră formă de note, iar la final numele și școala, și vă rugăm să nu ștergeți aceste note care nu sunt ale dumneavoastră, fiindcă dorim ca ele cumva să rămână la sfârșit pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și le-am împărțit în 3. Prima parte este cea legată de intrare, de acces, de clase și de spațiu comun. Așa cum ați văzut și în partea de matrice, să zicem așa, această parte de intrare-acces ia în considerare toată partea de organizare a spațiilor.
Știu că aceasta a fost una dintre cele mai dificile probleme pe care le-a întâmpinat mai ales marile școli, cu multe clase, inclusiv la Teremia Mare a fost exemplul dat, unde sunt mai multe cicluri de învățământ și unde orarul este mult mai dificil de realizat. Am realizat și un model de orar care îl puteți găsi tot așa ca și anexă la acest ghid și pe care eventual o să-l punem din nou ca și link aici în chat. În această parte de intrare și de acces trebuie să luați în considerare câte căi de acces aveți în școală și să respectați normele. Deci în primul și în primul rând există o singură intrare și o singură ieșire sau nu se pot folosi cele care sunt punctele de intrare și pentru puncte de ieșire. Ăsta e cazul ideal. Acum fiecare școală are, cum să zic, particularitățile ei. Multe sunt în clădiri vechi, nu au acces sau mai multe etaje, cu o singură scară, nu cu mai multe, atunci ele trebuie împărțite, se fac semne pe jos. Deja, circulând în spațiu public, să zicem, prin magazine sau ceva, sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră a văzut soluțiile care sunt găsite pentru aceasta și sunt convinsă că deja mulți dintre dumneavoastră le-ați găsit. Haideți să vedem care ar fi problemele cele mai mari pe care le puteți identifica în această zonă de intrare și de ieșire. Cine aș va așters? Unde sunt? Așters părțile de sus, taburile de sus. Cine le așters? Deci vă rugăm, am scris, nu ștergeți din lucruri. Noi le-am pregătit pentru dumneavoastră. V-am dat drept să editați. Deci asta este o muncă colaborativă pe care este ceea ce v-am indicat în ghid foarte mult, să încercați să lucrați și cu elevii și cu toți. Dar asta înseamnă că fiecare trebuie să respecte regulile. Deci nu desenați. Nu știți, trebuie să vedem așa. N-ați folosit niciodată până acum Jamboard din Google Suite. Noi știm că dumneavoastră ați cam folosit Google Suite deja. Deci din raportarea pe care au dat-o școlile Inspectoratului Județean, peste 80% din școlile din județul Timiș au folosit Google Suite în lunile precedente. Asta presupune că știți deja să-l folosiți. Aceasta este o unealtă din Google Suite. V-am pus o notă acolo în care vă arăt că pe meniul din stânga există desenat așa simbol de document. De acolo se poate porni o notă fixă. Da? Deci odată ce faceți click pe el, se va deschide o mică ferestruică în care puteți să scrieți gândurile dumneavoastră, respectiv cele mai importante probleme. Bun. Deci, o luăm pe rând din nou. Intrare și acces. Da? Unde am zis că cel mai important lucru este să puteți aveți, exact cum a scris cineva aici, o intrare. Scuzați-mă, am să șterg acest smiley care a apărut aici în față. Deci intrarea cu ușa profesorilor și ieșirea, una dintre posibilități, este cu ușa elevilor. După aceea, cealaltă este cu coridoarele de acces. Ce trebuie să aveți în evidență, foarte bine și să țineți evidența, eu am să le mai scriu așa, sunt coridoare, scări și lift, dacă e cazul. Ok? Și curtea comună și, bineînțeles, toalete. Accesul la ele. Deci vorbim aici de ele.
Și cine face termoscanarea? Da, nu aveți personal medical, da? Știm că aceasta este una dintre problemele cele mai mari apărute, da? El, acest Jamboard, această tablă virtuală aici, o să o împărțim cumva în trei, fiindcă aici o să avem după aceea partea de clase, deci cum va fi accesul în clase, și după aceea o să avem într-o altă zonă partea de spații comune, deci cum ar veni toaletele și mai ales curtea. Noi le facem acestea ca să vă ajute pe dumneavoastră. Dacă nu doriți să lucrăm așa colaborativ, puteți să ne spuneți. Suntem deschiși oricăror sugestii. Și după aceea vom merge pentru partea de comunicare și după aceea pentru zona de infrastructură IT și de abilități IT. Deci astea sunt cele trei etape pe care le-am gândit să încercăm, că aici sunt probabil cele mai sensibile probleme în care credem că colaborând împreună vom putea să facem. Da, nu vedeți ecranul meu, că dumneavoastră fiecăruia v-am dat link ca să-l puteți vedea. Vreți să vă dau să vedeți de la mine? E mai simplu așa? Facem așa atunci. Ok? Așa îl vedeți? E mai bine așa că îl vedeți cu toții ce scriem și ce lucrăm împreună? Ok, facem așa. Haideți să vedem ce altcineva. Puteți să și spuneți sau să ridicați probleme sau să discutăm. Am vrea să lucrăm pe această activitate cam 10 minute, să zicem. Maxim. În continuare 5, că deja lucrăm de vreo 5. După aceea să discutăm un pic despre împărțirea în clase și despre ce nevoie ați avea, unde credeți că ați putea, am putea noi să vă ajutăm, să vă mai creăm niște structuri, niște ghiduri, niște schițe sau să încercăm să vorbim cu specialiști în domeniu care să vă mai ajute. Aș dori să punctez ceva. Cred că inteligența colectivă, mai ales în cadrul în care ne aflăm noi acum, poate să genereze soluții colaborative mult mai eficiente și de pus în practică decât putem să creăm noi la nivel de concept sau abstractizare. De aceea ar trebui să le ducem foarte în concret și să mergem pe problema care vă doare cel mai tare în momentul de față. Am văzut aici că intrarea se face pe trei părți. Este valabilă pentru fiecare școală? Este o chestiune pe care o putem generaliza sau este cazul unei școli? Sau poate că este, că nu dau seama din context, dacă este doar o sugestie cu care cineva vine în momentul de față. Puteți să vă deschideți microfonul și să spuneți poate ce ați dori să menționați cu intrarea se face pe trei părți. Nu se aude. Cazul unei școli. Aha. Intuiesc că e vorba despre cazul unei școli. Apropo de întrebarea, pauzele trebuie luate diferit la fiecare clasă. Un răspuns care merită dat este că, pe de o parte, nimic nu trebuie, în afară de faptul că trebuie să avem grijă de noi să nu ne infectăm. În schimb, la partea logistică este nevoie de colaborare cu ceilalți dascăli și să găsiți o cale de rezolvare la nivelul școlii împreună. Noi avem în ghid, chiar la final, la anexe, un model gândit de cineva care poate să vă fie util în gândirea strategică a punerii pauzelor, pentru că poate diferi de la context la context. Dacă, așa cum spunea cineva mai devreme, are 3 sau 4 săli, 4 clădiri și un dascăl trebuie să se deplaseze dintr-o clădire în alta, s-ar putea să gândiți altfel pauzele sau altfel dinamica
Este foarte greu ca cineva din biroul lui să vină și să spună cam cum ar trebui să se întâmple pauza într-o școală. Practic, în modelul pe care îl descrie Cătă, ca și care se găsește la anexă în ghid, se propune varianta unor pauze decalate, astfel încât fluxul de persoane care circulă prin școală la un moment dat, pe durata pauzei, să fie cât mai redus. Și asta asigură o distribuție oareșcum uniformă a circulației pe durata, în fine, unei activități didactice la școală. Și acolo aveți două modele, dar așa cum vă zicea Cătă, ele sunt recomandative. Vă uitați și vedeți în ce măsură se potrivite pentru dumneavoastră. Ghidul despre care vorbesc, da, sigur. Am să repun link-ul și la final imediat. Bun, până când Cătă scrie despre link, am să vă dau, de exemplu, am notat cu mov, așa, cu alte culori anumite lucruri care eu am încercat să le grupez acum un piculeț și puteți să mai scrieți din asta. Una dintre întrebările care a apărut foarte des și pe care am văzut-o și eu că mi s-a trimis destul de des și mie personal, este că cu cine face termoscanarea, mai ales în localitățile mici, în sate, în școlile cu mai puțini elevi, nu există personal sanitar. Chit că, mă rog, din câte știu eu, normele prevăd acest lucru. Dar, într-adevăr, există foarte multe cazuri din acestea. Cazul pe care noi îl recomandăm și acesta, să zicem, este cumva, sunt soluțiile pe care noi le-am găsit în colaborând împreună cu mai multe entități, este că puteți să solicitați acest lucru la asistenta din cabinetul medical din sat sau așa ceva, care să vină dimineața câteva ore sau la un personal medical care este pensionat și poate să facă acest lucru sub formă de voluntariat. Puteți să realizați contracte de voluntariat care să-l lege cumva pe acea persoană sau pe acele persoane de școală. Aveți dreptul să faceți acest lucru și legal și chiar vă recomandăm să faceți acest lucru ca să fie asigurate ambele părți, să nu fie probleme că de ce se întâmplă. Dacă nici acest lucru nu este posibil, nu puteți să găsiți în imediata vecinătatea școlii sau printre părinți sau așa ceva, un personal sanitar, chiar cu schimbul. Nu trebuie să fie aceeași persoană în fiecare zi, toată ziua, dacă este activitate de voluntariat, pot să fie 3 sau 4, echipați corespunzător, într-adevăr trebuie să cumpărați un echipament, deci măști pentru fiecare mănuș și o vizieră, încât să nu existe probleme și termometre cu termoscanner sau termoscanner automat. Asta e cazul liceelor mari și școlilor mari, unde sunt peste 3.000 de elevi, acolo merită investit într-un termoscanner automat, care citește singur temperatura și ți-o afișează și ți-o dă și poți să intri sau, și nu mai este nevoie să ai o persoană care să ia la foarte multă lume când intră, e foarte dificil. Sau dacă nu, cum am zis așa, cineva din serviciul de pază sau un profesor care este echipat corespunzător. Pot să vă dau exemplu chiar al Universității Politehnica din Timișoara. Noi avem 2 medici și 2 asistente pentru un personal împreună cu studenții de 12.000 de oameni și 87 de clădiri. Deci nu avem cum la 87 de clădiri au fost deschise căminele și peste vară, că studenții mulți lucrează și trebuie să stea undeva. Mi s-a făcut această cerere și au rămas în cămine pe proprie răspundere. Deci am avut examene de admitere, de licență, care s-au desfășurat în condiții de securitate în marile amfiteatre, câte puțin elevi. Am măsurat efectiv temperatura,
în anumite cazuri un personal sanitar, în alte cazuri personalul de bază sau cineva din secretariat sau un profesor. Au fost desemnate între diferite ore care au fost persoanele care au stat, au măsurat temperatura și au notat pe tabel cine intră și cum intră. Cu pixuri care sunt puse într-o tăviță cu vată cu spirt, foile erau puse acolo și fiecare scria dintre cei care intrau, cu câte un pix luat din tăvițele cu vată cu spirt, cine este, cu un număr de telefon și tot, dacă nu se regăsea pe listă și nu era pe lista de personal sau așa ceva și trebuia să intre să acceseze. Deci, acest lucru s-a întâmplat deja, deci puteți să o faceți. Eu, recomandarea noastră și a mea, să zicem, poate personal, este să încercați să identificați o formă de voluntariat, un personal care are o experiență medical-sanitară din zonă, mai ales la sat, s-ar putea să fie poate chiar mai ușor și care să-și dedice periodic câteva ore dimineața, să zicem, pentru accesul în clasă, în școală. Dacă am cam finalizat cu această parte, aș vrea să discutăm un piculeț despre organizarea în clasă. Haideți să vedem cam care vă sunt cele mai mari probleme în clasă. După mine, cred că lipsa de spațiu. Nu? Haideți să vedem. Cineva ne zice ceva și de mobilier pentru așa ceva. Acum câteva zile am vorbit cu un tânăr domn care este cadru didactic într-o școală din Singapore și spunea că ei în perioada stării de urgență, pentru că acum ei au revenit la un scenariu verde și merg la școală cu toții, dar merg într-un fel prudențial, purtând măști și păstrând în continuare distanțarea socială. Ei merg cu efectiv complet și păstrează băncile puțin depărtate unele de altele, dar probabil că există și o anumită responsabilitate individuală, astfel încât să evite să împrăștie posibilele particule contaminate la ceilalți din jur. E, și ceea ce am mai spus este că fiecare clasă este dotată cu două dozatoare de dezinfectant. Unul este pus la intrare în clasă și unul în spatele clasei, iar elevii sunt responsabili să își igienizeze fiecare dintre ei banca și lucrurile pe care le utilizează. Adică banca, scaunul și obiectele de la el de pe masă. Asta în timpul orelor. Bineînțeles că la finalul zilei există personal specializat care vine și igienizează întregul spațiu și clanțe și table și pardoseala, indiferent de ce este pe jos. S-ar putea ca o astfel de idee să fie utilă pentru școlile dumneavoastră. Haideți să vedem, dacă ați găsit cumva și ați identificat soluții, v-ar ajuta ca noi să vă realizăm niște scheme, niște schițe sau nu, sau legate de amplasarea în clasă? Păi, din câte am înțeles din ghid sau din acea metodologie, presupunea să facem o oglindă a clasei. Asta nu e o problemă, o facem în funcție de spațiul din clasă. Înseamnă că trebuie să avem două oglinzi dacă avem două ture de copii la clasă. Da, clar trebuie să aveți mai multe oglinzi la fiecare clasă. Și mă gândeam clasă, să da. Vedem cum ar arăta poate un culoar de circulare prin clasă. Am înțeles că n-ar fi bine să începem să scoatem copiii la tablă, asta clar, ca să nu ne mișcăm în clasă prea mult, dar măcar așa, ca idee, cum am putea să facem un culoar, pe unde, că fiecare copil stă pe alt rând, nu știu, înseamnă că facem mai multe culoare, nu știu, săgeți, cum să facem?
Ceea ce tot așa i-am văzut în țări care au început deja școala, că acum știu că lumea zice nu ne dați exemple din alte țări, că noi nu le putem aplica. Eu zic că trebuie să ne uităm și să vedem ce putem să aplicăm din cei care au început. Avem idei bune acolo. Exact, de două săptămâni fac școala unii, alții nordice o fac din 15 august, deci, na, și mulți în școală. Ei au făcut, acum depinde și cum e spațiul, că asta e, au făcut culoar, deci roată. Știți? Aha, trebuie să te poți duce și la geam, că geamurile de obicei sunt în spate, deci cum am pus această poză, dacă vă uitați, de exemplu, culoarul ăsta, că de asta am pus-o, că mie exemplul ăsta nu mi se pare foarte fericit. Chit că ai zice că este cel mai simplu, că îi toată lumea acolo, în, cum ar veni, are loc și încape. Ăsta e făcut puțin, vedeți aici spațiu spre geam e prea puțin, spațiu în față e prea puțin. Deci eu aș lăsa un culoar de trecere, că ușile de intrare în clasele din România, în cele mai multe dintre ele, e acolo la catedră. Ok, catedra lângă ușă, ok, în colțul opus de ușă. Da? Deci și tabla tot acolo este. Și aș lăsa culoarul liber acesta de aici din față. Nu știu dacă se vede cum au sustați, că iau un las. Da, da, se vede. Hai să vedem cu un lasă point, așa. Deci, vedeți, aș lăsa liber culoarul acesta de aici din față, da? Haideți să-l și marchez, de fapt, cu un creion de o culoare, da? Deci aș lăsa liber acest culoar și aș lăsa liber culoarul spre geam, da? Asta ar însemna, bineînțeles, că trebuie să mai culoare și între rânduri, că na, ăia din spate trebuie să ajungă undeva. Dacă în spate aveți cuier, dulapuri sau mai știu eu ce, atunci lăsați în spate un culoar și accesul este mult mai facil așa. Culoarele acestea trebuie să fie de 1,5 metri, din câte știu eu, din normele sanitare, din nou, este o recomandare. Deci aici, că nu, eu vi le zic ce le-am citit și eu, dar cred că 1,5 metri este suficient încât să se poată trece și tot. De ce? Pentru că trebuie să puteți aerisi, să puteți să deschideți geamurile. Și atunci e mult mai facil așa să păstrați culoarul spre, cum ar veni, pe lângă pereții sălii de clasă decât în mijloc și să lipiți. Că foarte multe amplasări care le-am văzut eu așa ca poze, mai ales pe Facebook, în grupurile de profesori, etc., este că le lipesc de pereți. Înțelegeți? Uh-huh. Lasă pe mijloc. Părerea mea este că, și eu din ce am văzut acum, mai ales la finlandezi, ei nu fac așa. Deci eu cam lăsat spațiu spre căile de aerisire mai ales și de acces cât mai liber culoarele. Deci, dar, din nou, depinde de amplasamentul în clasă. Cel mai greu este, vă spun eu, deci pentru cei care vor fi în clasă, este chestiunea cu ieșitul la tablă. Și că așa să învățați copiii, mai ales ăia mici, cred că se vor simți destul de frustrați că nu pot să iasă la tablă. Sau poate că cred eu că se vor bucura că nu ies la tablă. Vor fi două tabere acolo, clar. Unii care sunt frustrați că nu sunt băgați în seamă și nu sunt scoși în evidență. Trebuie să-i lăudați și să-i scoateți în evidență. Să discutăm un piculeț, poate mai încolo, sper să ajungem, și despre aceste mici recompense pe care le puteți da și pe care din pedagogie le știți foarte bine, dar care sunt mult mai dificile, mai ales și în mediul online, și în hibrid, și în clasele acestea foarte răsfirate. Trebuie să puteți să-i scoateți în evidență și să-i lăudați cât se poate de mult. Să știți că încrederea copiilor, mai ales cu cât sunt mai mici, în această perioadă a scăzut semnificativ. Sunt foarte multe studii făcute de organizația de OECD care ne spun acest lucru. Deci sfatul meu este ca dumneavoastră neapărat să puteți să faceți o îmbunătățire a acestor abilități cumva prin luarea lor în considerare și prin mărirea încrederii copiilor. Deci ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facă. În lăsat, unde copiii n-au acasă parte de un mediu prea favorabil, au nevoie la școală cineva să ia în seamă și să-i asculte și să-i aprecieze. Atunci, cu siguranță că sunt copii care înțeleg mult mai bine atunci când iei efectiv fizic și îl pui la tablă să-i explici ceva și atunci poate mai sunt și alții care să le muresc. E clar că ajută mersul ăsta la tablă. Dar mai ales că eu am clasă mică, clasa a doua.
nu știu, la celelalte clase poate se poate și să nu se plimbe chiar așa mult, dar la clasele mici e cam... Cred că este mai important să ne gândim la câteva principii și unul dintre ele este acela de a limita infectarea în jurul nostru. Și atunci dacă plimbarea printre bănci, dar așa cum spunea și Diana, rămâne spațiu la geam și în zona din față, am văzut că în unele clase se practică ca zona catedrei și zona tablei să fie marcate, să fie delimitate. Văd și încet o întrebare dacă copiii ar putea să iasă la tablă. Din câte am înțeles, sunt școli în care fiecare copil are propriul marker. Știu că și asta este o provocare când vine vorba de resurse, însă copiii au markerele lor și nu pun mâna pe alt marker. În cazul în care este nevoie să folosească aceleași două sau trei markere colorate pe care le pune clasa sau școala la dispoziție, poate că ar trebui înainte și după să fie igienizate, înainte de a schimba markerul între elevi. Asta ar însemna să existe poate un dozator chiar în zona tablei. Sau poate înfășurate în vreun șervețel cu dezinfectant, nu știu, ar fi o idee. Aproximativ. Sau în tăvițe micuțe în care se pune o bucată de hârtie absorbantă sau de orice absorbantă, imbibat cu spirit. Da, împipat cu spirit pentru mâini și pentru marcare, nu puneți hidroclorid, că așa și spiritul îi afectează, dar cu hidroclorid o să fie și mai greu. Și hidrocloridul cam rade un pic din plastic, deci s-ar putea să nu mai aveți. Să nu mai avem marcare. Și, într-adevăr, trebuie să investiți puțin în niște marcare de mai bună calitate, mai ales pentru modelul hibrid. De exemplu, recomandările pe care noi le-am făcut este că și pe tablă, că eu văd că foarte puțin, poate la rural nu-i cazul, că acolo poate reuși să intrați cu toți în clasă, zicem, mai ales cu învățământul primar, să zicem, să-i răsfirați în clasă, dar veți avea totuși elevi care nu vor putea veni la școală. Și atunci dumneavoastră, în acest spațiu care v-a rămas aici în față, trebuie să vă creați, cum ar veni, o zonă tehnică în care să aveți un laptop cu video. Vă recomand obligatoriu niște căști de acest tip. Investirea în niște căști cu microfon, cu Bluetooth, merită. Noi le-am recomandat și Inspectoratului Școlar Județean să cumpere masiv aceste căști. Ele pleacă de pe la 150 de lei, cele mai bune, așa să zicem. Sunt și mult mai ieftine. De ce? Că vă ajută că puteți să vă mai mișcați un pic, nu sunteți legați acolo de laptop și de birou, da? Fiindcă și căștile alea cu fir, care au cască cu microfon încorporat, sunt foarte bune, de alea sunt scurte pentru că nu sunt lungi, că n-au cum să le facă lungi. Și atunci merită poate un pic mai mult, că măcar un metru vă lasă posibilitatea de mișcare, că puteți să rotiți laptopul. Și bineînțeles, dacă ați putea avea o cameră separată, încât camera de la laptop să stea tot timpul orientată spre tablă, să vedeți, să se vadă ce e la tablă, ce scrieți la tablă, sau ce arătați la tablă, dacă aveți un smartboard sau un videoproiector sau așa ceva, sau și cealaltă cameră să fie spre copii, deci îndreptată spre copii, ca să le creeze cumva sentimentul celor care nu sunt în clasă, că fac parte din clasă. Și se poate să arate două camere video în același filmuleț? Da. Sau în aceeași... Da, simultan, da. Și Google Meet-ul permite acest lucru și tot. Aha. Deci, permite. Am văzut o întrebare aici, că cine se scrie la tablă cu creta? Din câte știu eu, din toate recomandările, se renunță la cretă și se scrie cu marker pe tablă albă, dacă nu pe hârtie, deci pe flipboard-uri din acelea pe care se scrie pe hârtie și se dă hârtia mai departe. Acum, o să-mi ziceți, n-avem din alea. Un flipboard cu hârtie și o tablă din aia, iarăși, undeva pe la până în 200 de lei, foarte mare. Deci nu știu ce să zic. Astea toate sunt investiții pe care școlile și-au puteau să ceară bani pentru ele și de la inspectorat și de la consiliile locale. Acum, nu mă bag, deci aici ai... Să nu luați cumva că vă certăm nici pe departe cu acest lucru, dar... Da, din păcate știu că au fost școli care și-au schimbat tablele, le-au
luat din nou din beci pe cele pe care se scrie cu creta, pentru că nu aveau bani de marcare, din păcate. Și asta în Timișoara. Da, da, deci. Dar încercați să cereți acum, să-ți bateți cu pumnul masă și să cereți, să le ziceți că e sănătatea copiilor lor și a părinților și a bunicilor lor. Spuneți-i primarului și Consiliul Local chestiunea aceasta. Exact. Pentru că ei inspectoratului școlar județean. Că ei sunt beneficiari, în primul rând, adulții de acolo din comunitatea dumneavoastră. Dacă copiii lor nu se îmbolnăvesc, cred că e cel mai important lucru pentru ei. Să ziceți că la sat nu e chiar așa, fiindcă îți mai disperați să mănânce ceva sau așa ceva. Da, știu că sunt comunități defavorizate. Dar atunci putem să încercăm prin ONG-uri, prin platforma anti-COVID, așa cum în primăvară s-au ajutat enorm de multe școli care au cerut de la calculatoare, laptopuri, morduri. Putem să facem, să încercăm o acțiune cu companiile din Timișoara sau ceva, să cumpărăm noi marcare și să vă dăm marcare câteva pentru fiecare clasă. Zic și eu. Na. Pentru că... Dacă chiar nu sunt. Dar asta e recomandarea pe care o avem noi. Bun. Am văzut aici că se scrie că cum va funcționa și la grădiniță. Din păcate, o să vă spună Cătălin despre posibilitate. Vă rog să închideți microfonul. Cine mai este? Cătălin, poți tu să vezi că eu fiind pe screen share, nu-i pot vedea pe toți. Să închizi microfonul doamnei care și l-a deschis din greșeală. Mulțumesc! Super! Dacă mai sunt opinii sau păreri despre împărțirea în clasă sau opinii sau cum ați făcut, dacă cineva are vreun model să mi-l pun aici. Deci noi am vrut să lucrăm colaborativ. Credem clar că mai multe minți la un loc face mai mult decât câte unul singur. Eu am pregătit un PowerPoint, un fel de bulinuțe din astea cu distanțare. Nu știu dacă ajută să eventual să le punem pe holul școlii, cumva să-și păstreze distanța între ei. Îl puteți partaja cu noi? Sunt pe telefon, dar nu știu, pot să pun altcumva? Îl am pe WhatsApp. Da, puteți să-l trimiteți după aceea și pe adresa de contact sau puteți să-l puneți aici în chat. Deci, da, câte investiții fac dascălii, nu că școlile trebuie. Deci, noi acum speram foarte mult ca în aceste întâlniri să avem partea de management dintr-o școală și tot. Deci, fiindcă e responsabilitatea celor care conduc școala din diferite perspective, atât a directorului cât și a consiliilor locale sau a consiliului de administrație sau a consiliului părinților care să se poată implica. Știm că am pregătit și eu tot așa de afișat pentru ușa unde avem camera de izolare, că acesta e o cameră de izolare pentru apariția, în eventuală apariția unor simptome. Da. Astea pot să vi le dau, să vi le trimit. Dar nu știu. Scrie cineva pe chat că a făcut niște piciorușe pentru clasă și dacă poate să le partajeze cu noi. Da, vă opresc eu share și să ne spuneți numai cine este ca să le și vedem atunci și după aia mergem mai departe că poate reușim să mai discutăm și despre. Și până atunci aș vrea să mai subliniez ceva. Doamna Samuilă, vă rog frumos să dați share, stați să vă găsesc unde sunteți, dar cred că aveți dreptul după mine. Apropo de resurse, mai ales de resursele materiale, responsabilitatea este în... mâinile Consiliului Autorității Publice Locale, Primărie și Consiliul Local. Și dacă există bani de borduri și de panseluțe, pentru educație sigur trebuie să existe bani, doar că e nevoie de o inițiativă ceva mai amplă din partea școlilor și nu doar din partea direcțiunii. Știu că este mult mai simplu să se apeleze la părinți sau la asociațiile de părinți, pentru că e o resursă materială care vine lejer, iar părinții de cele mai multe ori fac efortul acesta pentru copiii lor. Însă este nevoie să învățăm, probabil va lua un pic de timp, să punem presiune pe autoritățile locale care până la urmă trebuie să fie servitorul nostru, servantul nostru, să ne dea resursele de care avem nevoie ca să facem o educație de calitate și o sănătate de calitate și nu noi să le servim pe ele. Asta vă încurajez să
faceți de astăzi înainte. Știu că nu este, e mai ușor de spus, dar mai greu de făcut, însă sunt convins că împreună puteți să faceți acest lucru. Iar exercițiul de astăzi este mai degrabă unul de colaborare care ar trebui să fie un mod de lucru de zi cu zi, adică din școli, un profesor sau un director să zică, hei, ce-ar fi să creezi un webinar sau un grup de lucru comun și să împărtășim informații sau bune practici cu celelalte școli, să creați punți de legătură, de comunicare între voi, pentru că de la firul ierbii este mult mai simplu să identificați bunele practici decât oricine din inspectorat sau din DSP, mai ales că DSP-ul, apropo, este depășit de situație în momentul de față. Ei trebuie să se readune și apoi să vină cu soluții pentru ceilalți. Așa că, până la urma urmei, sănătatea și grija copiilor și a dumneavoastră este în propriile mâini. Noi ce încercăm să facem este să creăm un context în care să găsiți împreună dascălii și directorii de școală cele mai bune soluții. Puneți întrebări, trageți de noi, gândim împreună, facem brainstorming și co-creăm idei. Dacă așteptați ca oricine, și președintele Iohannis, să vină să vă pună pe tavă un plan, nu se poate, efectiv nu se poate să-l facă. De aceea vă încurajez să fiți foarte proactivi în direcția asta. Și mă bucur că am văzut acei pași care arată foarte bine. Și dacă sunt lipiți pe jos copiii, sunt convins că vor sta cu picioarele pe ei și vor păstra distanța. Da, și mie îmi plac și dacă aceste, doamna Samuila, dacă acești pași pot să fie folosiți și de altcineva și ne puteți da un link sau o zonă, putem să punem noi aici o zonă în care puteți încărcați fiecare dintre dumneavoastră resurse care vor deveni după aceea, să zicem așa, zonă comună de lucru. Singura rugăminte din noi este să nu le ștergeți de acolo. Știu că sună ciudat așa că revin de așa, dar încercați să nu le ștergeți. Noi putem să vă zicem și acum, înainte de a merge poate mai departe, că pentru cei care contribuie cu aceste idei și cu resurse, așa cum am spus, noi facem aceste certificate digitale care le vom da tuturor, de ce că nu sunt pe firmă, dar le puteți tipări acasă, dar vor fi și ca niște mici iconițe care le puteți pune după aceea pentru ca toată lumea să le vadă și etc. Am să vă rog să le puneți aici, în această zonă. Vă dau acum link-ul, numai o secundă. Cer scuze că... Așa. Deci în această zonă puteți să puneți toată lumea resurse care să le distribuiți cu ceilalți. Cei care le pun, vă puneți doar numele și de la ce școală sunteți și eventual adresa de e-mail, puteți să ne trimiteți și nouă după aceea în mesaj. Primiți un certificat de contributor sau de ambasador, în funcție de câtă lume și cât de utile sunt aceste resurse stabilite de către grupul de strategie. Aceste certificate sunt date de Inspectoratul Școlar Județean, Platforma Anticovid, Universitatea Politehnică din Timișoara și Universitatea de Vest. Și asta e rugămintea pentru toată lumea, să le pună în această zonă care eu le-am pus aici în chat. Și acum, dacă se poate să mergem mai departe, eventual... Permisiunea ta, dacă îmi dai puțin voie, am reușit să adaug în ghidul nostru, la final, anexa numărul 3, care este un plan creat de o grădiniță privată din Cluj-Napoca, care are o structură bine pusă la punct și care poate să fie model de bună practică pe care puteți prelua și gândi și pentru școli, nu neapărat pentru preșcolar. Am să fac acum un share screen și am să vă arăt cum arată, astfel încât să vă faceți o idee și dacă doriți să-l parcurgeți în ritmul dumneavoastră. Se vede? Da. Da. Așa, am să trec mai repede prin el. Deci au obiectiv, au parte de strategie, au
câteva exemple de cum se pregătesc pentru începutul de an școlar, chestiuni generice și apoi legat de abordare, legat de live streaming, de cum pot să se conecteze și să rezolve problemele de COVID, decalarea intervalelor orare, primirea, plecarea, pauzele, servirea mesei de prânz, configurarea claselor și distribuția spațiilor de învățare. Și toate acestea se găsesc în ghid. Puteți să vedeți aici un exemplu de orar care s-ar putea să vă inspire în creionarea propriilor orare. Și apoi câteva indicații pentru părinți. Aveți aici configurația claselor și spațiilor de învățare și cum funcționează cu efectiv complet, efectiv împărțit. Aveți și partea de opționale la ei, iar la final vin câteva recomandări. Este aici și triajul zilnic, școala prin personalul medical, dar așa cum spunea Diana mai devreme, puteți apela la ori asistenți medicali, ori la alte cadre medicale, poate chiar pensionate, însă o recomandare este medicul de familie. Știu că există posibilitatea unui parteneriat pe care îl puteți face cu un medic de familie pentru triajul epidemiologic de la începutul fiecarei zile. Așa? Partea de igienă în școală, iar știu că la final, da, aveți aici și partea de scenarii de boală, iar la final sunt recomandări legate de călătorie. Asta mi-a atras atenția că s-au gândit cum să pună în acest plan ghid care a fost trimis tuturor părinților și câteva indicații legate de deplasări. Așa că vă încurajez să mergeți în ghidul pe care l-am conceput, iar la final, la cele trei anexe, să găsiți aceste resurse și să luați ce vi se potrivește din ele. Ok, bun, mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc doamnei Alexei, care a văzut că deja a și pus un document în acea zonă, da, comună. Da, mai am să pun un afiș. Da, puteți să-l puneți și vă rugăm toți ceilalți să-l folosiți. Vă rugăm să nu, cum am zis din nou, să nu ștergeți poate acolo. Eu nu șterg acolo, să nu șterg altcineva. Alții, fiindcă am dat drepturi comune acolo la toată lumea. Da, vă rog foarte mult. Mulțumim foarte mult, doamna Alexei. Deja v-ați câștigat primul certificat, primul badge digital. În echipa asta de cercetași, nu? Anti-COVID. Da, exact. Asta este. Să știți că și noi, mediul universitar, toate marile universități, în rest, am colaborat în primele luni enorm de mult și ne-am distribuit între noi de la planuri, metodologii, inclusiv hotărâri de senat, etc., că noi avem autonomie la noi, este leaca și hotărârile de guvern, ca să ne fie viața tuturor mai ușoară, fiindcă altfel nu puteam să facem față. Și asta a funcționat foarte bine. Suntem un grup așa de vreo 30 de oameni din vreo 13 universități, care acum am colaborat mai bine. Deci toate competițiile dintre noi s-au uitat. Și în mediul universitar vă garantez că sunt mai mari decât competiția, că e așa acerbă, chiar că fiecare se poate muta de oriunde. Bun. Am văzut aici încă câteva exemple și după o să trecem să discutăm un pic despre comunicare și despre resurse educaționale, că noi am zis că până la 3 vă ținem, chiar că vom depăși vreo 10 minute, dar să încercăm să fim cât mai scurt, că dacă aveți voie să notați în caietele elevilor și la elevii pregătitori. Da, fiecare cu pixul lui. După mine, da. Pentru că pe hârtie, normal, după 8-10 ore nu mai stă virusul. Dacă
Nu cred că e bine să le luați acasă. Pentru asta sunt foarte bune uneltele din Google Suite, deci la care toată școală, toate școlile au acces și sunt înscrise. Dați-le acolo exemple. Puneți-i să facă o poză cu telefonul a ceea ce au lucrat în caiet și tot. Singurul loc unde cred că acest lucru este mai dificil e acolo la clasa 1, la clasa 0 sau așa ceva, unde învață să scrie, unde trebuie ajutați, poate să învețe să scrie. Dar în rest, prefer mai degrabă, zic eu, să facă elevul o poză la ce a lucrat și să-l notați digital direct în Google Suite. Plus că vede și părintele și mai simplu așa de validat niște informații. Doamna Samoilă zice că a pus și piciorușele. Bravo, felicitări! De asta ați câștigat badge-ul de contributor. Dacă mai are cineva cumva vreo opinie, aș mai văzut cum se poate cânta cu mască la orele de educație muzicală. Din câte știu eu, recomandările care există la ora actuală sunt ca să se facă parte de cultură generală și poate mai puțin de cântat și eventual partea de cântat să se întâmple într-un parc, într-un spațiu deschis, afară, unde elevii să fie răsfirați cât mai mult și să cânte eventual într-un grup așa, dacă chiar credeți că este foarte important și le ridică lor moralul sau așa ceva, partea aceasta de cântat. Dar cred că această parte de educație muzicală este mai importantă decât poate cât pot să cânte. Eu sunt un afon desăvârșit, dar cred că am o cultură muzicală destul de bună, mă rog, și din familie, dar și primită de la școală. Am ascultat muzică de la clasică până la Pink Floyd, toată școala mea primară și gimnazială, și asta a rămas pentru mine pentru totdeauna cel mai important lucru. Și am înțeles și înțeleg muzică și pot să o recunosc după tonuri, după cine ce cântă, cum cântă, și numai profesorului de muzică care l-am avut în cei 8 ani, 6 ani de școală sau cât am făcut eu muzică într-o clasă specială de matematică. Deci asta e părerea mea, că nu tot, eu nici nu vreau să cânt niciunul, nici măcar la mulți ani, la nimeni, deci nici să desenez, nici nimic din astea nu vreau să le fac. Este un exemplu personal. Probabil că în perioada aceasta este mai important, așa cum menționa Diana și cred că s-a menționat și în alte părți, este mai important realizarea unei bune relații cu copiii, crearea unui mediu în care ei să se simtă siguri, iar ora de muzică, dincolo de partea ei didactică sau orientarea spre a crea un mic Mozart, ar fi de a crea o atmosferă plăcută. Și atunci poate că putem să sacrificăm câteva ore de muzică în perioada următoare pentru a contribui la alte părți utile psihicului copiilor. Dar este doar o părere. Da, și la mine, și chiar consider că toate aceste, să zicem, desenul, muzica sunt și orice parte de activitate creativă sunt foarte indicate în această perioadă, dar cred că sunt mai bine de făcut într-un mod cât mai safe și cât mai ușor poate de gestionat așa în alte condiții. Aș dori să mai subliniez ceva. Să mergem pe comunicare, Cristian. Aș dori să subliniez ceva legat de muzică și de desen. În vara aceasta am făcut mai multe focus grupuri cu profesori, elevi și părinți. Iar elevii spuneau, mai ales cei de liceu, dar de ce mai fac eu muzică și desen? De ce trebuie să învăț eu la muzică și la desen și să pierd vremea cu asta? Și ca un inginer care am terminat electronică și telecomunicații, care știu un pic de programare, imediat am identificat corelarea dintre aceste materii și zone de competențe profesionale. Și anume, foarte multe aplicații în momentul de față folosesc partea grafică și vizuală și partea de sunet, care cumva transmite emoția și conectează publicul. Și atunci, cei care erau la informatică le-am recomandat să vorbească cu profesorii lor și să găsească căi prin care să învețe sau să se apropie mai mult de grafica pe care pot să o folosească în anumite aplicații de telefon, de exemplu, sau în diferite jocuri, pentru că partea de gaming a devenit o industrie, nu doar un hobby,
iar partea de sunet să fie mai degrabă gândită din perspectiva aceasta decât acea teorie clasică, pe care de multe ori majoritatea copiilor o detestă, pentru că trebuie să învețe ceva ce nu e neapărat despre ei. Sunt probabil o mică parte dintre ei care vor să aprofundeze muzica și care chiar doresc să urmeze o cale muzicală în carieră. Dar pentru ei există și școli de muzică. Așa că asta e o recomandare pentru profesorii din zona creativă. Vă mulțumesc. Haideți să mergem la comunicare. V-am pus în partea de chat partea un alt gen board legat de comunicare. Am să-i fac acum și un share screen ca să-l putem vedea cu toții. Și din nou pe aceleași principii. Vă rugăm să nu scrie. Deci după cum vedeți, așa cum se vede și în matrice, noi am împărțit în mai multe părți, am împărțit în mai multe bucăți, mă cert eu cu limba română, această parte de comunicare. Primul lucru poate că ar fi acesta legat de cum comunicați cu ei. Deci comunicarea la modul general care trebuie gândită de către școală, deci de către, să zicem, partea generală din management de școală, etc. Am să vă rog să vedeți cum se poate face în... Cine a pus acea linie să șteargă, dacă se poate. Cum s-ar putea face comunicarea... Le dădeam să calculeze ceva, unul ștergea. Comunicarea în clasă, deci comunicarea de tip educațional și comunicarea de colaborare și unelte. Prima recomandare pe care noi am făcut-o tot timpul și constant este legată de faptul că vă rugăm să aveți o singură, deci o platformă, da? Care în cazul cel mai des este Google Suite, poate să fie, în Timișoara ea este cea mai populară, deci pe Timiș în județ, sau Microsoft Suite-ul, Office 365, pardon. Ce scuze. Și acolo, în Google Suite, aveți ceea ce se numește, pe lângă Meet, aveți și posibilitatea de chat. Chat, Meet, da? Și într-o comunicare în care doriți să folosiți cu părinții, puteți să folosiți și WhatsApp-ul. Da? Astea au fost recomandările pe care noi le-am făcut și pe care cumva le punem în zona de unelte în acest gen. Fiindcă comunicarea este pe mai multe canale, dar nu folosiți mai multe platforme. Și ne-a recomandat să fie o singură platformă pe școală. Nu este foarte deranjant, mai ales dacă ai copii în diferite clase, și ca părinte, dar și ca elev și ca profesor, să ai nu știu câte platforme. Iar ca director sau ca management educațional, gândiți-vă că va veni arăcipul și va trebui să demonstrați calitatea educațională pe care ați făcut-o și cum ați comunicat și tot. Comunicarea face parte din evaluarea calității educaționale într-un sistem fie hibrid, fie online, fie mixt, fie complex. Și poate că exact așa cum toată lumea în această perioadă și mai ales profesorii au fost incredibili și părinții și toată lumea au fost foarte frustrați că n-au știut ce să facă, a fost această incertitudine. Deci asta îi ucide pe toți. Dacă comunici corect, continuu, deci asta este foarte important, da? Veți avea doar avantaje. Deci eu am să pun aici așa, comunicarea trebuie să fie corectă, continuă, da? Și prietenoasă, colaborativă. Considerați atât elevii cât și părinții că sunt partenerii dumneavoastră. Nu sunt mai prejos de dumneavoastră și trebuie să puteți să comunicați cu ei așa și cu un copil mic de 7 ani. Dacă vorbești pe limbajul lui și să te poată înțelege și l-ascult, va face cu siguranță mult mai repede absolut tot ce îi cer decât dacă îi dai o simplă comandă. Care sunt problemele pe care le aveți aici sau care sunt, să zicem, ideile pe care doriți să le împărtășiți cu colegii sau care le aveți, sau dacă ați creat anumite materiale care le aveți deja gata făcute pentru această parte.
Pentru comunicarea generală, mă gândesc că ședințele cu părinții se vor putea organiza online, să ne-i mai chemăm la școală. Foarte, foarte bună această, scuze. Foarte bună această idee, da? Deci, să zicem așa, ședințele cu părinții le scriu eu. Că... Mulțumesc, că sunt pe telefon. Nu, nicio problemă, da? Și ăsta, din nou, să fie cât se poate de corect și de des făcute. Numai nu fiecare săptămână, dar... Ei, în funcție de planificare și de lectorate, da, și de... Da, da. Și cu copiii, la fel, e foarte important să comunicați tot timpul cu ei. Deci, că chiar dacă sunt unii acasă, unii în clasă. Și de acum să începeți să comunicați cu ei. Mai ales că acolo unde știți, la învățământul primar, e aceeași clasă pe care o aveți. Da. Ceilalți poate să fie un pic mai dificil. Dirigintele știe să comunice, dirigintele continuu, da? Deci această comunicare poate să înceapă cum ar veni de acum, da? Deci ea de acum, comunicare pre în timpul și școlii, ca să zicem așa, da? Deci nici nu vă dați seama cât e de vitală această comunicare. Da. Toată lumea. Alte păreri, alte idei, alte opinii? Matricea are mai multe informații pe acolo. Acum, ce am să fac așa pe scurt este comunicarea în clasă. Deci este foarte important să comunicați și să scoateți în evidență în clasă, da? Deci, în primul rând, primul pas de care ar fi de să zicem așa, de, în clasă, este direct în clasă, da? Direct față în față, dacă e cazul. Dacă nu, prin mesaje individuale sau prin forum, da? Mesajele individuale pot să fie în diferite forme. Dar ceea ce este foarte important este ca ele să fie cât se poate de pozitive, să nu știu, cum să zic așa, să îmbunătățească motivaționale. Relații. Motivaționale. Nu mă cert cu limba română, v-am zis acum. Da? Și să scoateți în evidență. Deci, britanici au o vorbă și americanii. Get the spot on. Deci, să scoateți în evidență. Nu știu cum să zic pe românește chestia asta mai corect. Evidențierea unor chestii, da. Da, evidențierea fiecărei chestii micute. Deci cu cât e considerată mai ales în zonele acestea foarte, foarte bună tehnică. O sugestie pe care aș avea-o ține foarte mult de atitudinea cu care comunicăm, mai ales verbal, dar care se identifică din partea paraverbală. Pentru că poate mulți sunt mai stresați, mulți sunt, au o stare de incertitudine. Dascălul este cel care trebuie prin prezența lui să aducă acel echilibru, acea liniște pentru întregul grup. Și atunci merită ca abordarea să fie una pozitivă, cu calm și să arătați că aveți situația sub control. De multe ori poate este dificil să o mimați, însă este nevoie pentru cei mici, dar și pentru colegii din cancelarie cu care poate vă veți întâlni sau poate mai puțin în această perioadă, să le transferați prin atitudinea dumneavoastră o stare de e bine, vom trece de aceasta împreună sau prin această perioadă împreună. Mai ales gândiți-vă că nu este un sprint, este un maraton. Eu zic lucrul acesta de foarte multă vreme deja cu toți colegii cu care lucrez, deci este un maraton pe termen lung și multe dintre acestea vor deveni obiceiuri care vă vor rămâne. Deci să nu vă gândiți că lucrez acum atât de mult pentru 2 luni. Nu lucrați atât de mult pentru 2 luni și nu pregătiți atât de multe pentru 2 luni. Pregătiți poate pentru un an, poate chiar pentru mai mult, iar cele mai multe dintre acestea vor rămâne pentru o perioadă și mai lungă. Deci tehnicile, poate că acelea cu accesul vor fi mai lejere și cu spațiu în clasă.
dar din zona aceasta de comunicare sau de resurse IT, acestea vor rămâne. Acestea sunt abilități, sunt unelte care vă vor ajuta pe toată perioada. Pentru cât veți fi dască și cât va exista școală acest lucru. Deci nu le faceți doar pentru acum. Le veți putea aplica și cu generațiile următoare. Dacă mai sunt alte idei și alte opinii legate de aceasta. Știu că ziceți că nu e așa de important. Poate fiecare se gândește mai degrabă cum să-mi aranjez eu în clasă toate cele și elementele și pixurile și markerele că nu le am și bordul și n-am cameră video și n-am poate microfoane sau așa ceva. Dar să știți că și noi am văzut și cu Carmen Holotescu și cu Gabi Grose că am scos în evidență într-un ghid de resurse educaționale pe care l-am scris și care a fost publicat mondial pe UNESCO, am scos în evidență niște exemple din mediul rural din România, unde cu foarte puține resurse, dar cu multe imaginație, s-au făcut lucruri, s-au citit povești folosindu-se o simplă cameră de telefon și o persoană care știa să citească și era bibliotecară sau care și după aceea foarte mulți le-au, fiecare citea pe rând câte o bucată și le povestea și tot. Deci multe lucruri se pot face dacă comunici corect și încerci să folosești comunicarea cât mai judicios. Și în acest sens avem cealaltă parte din zona de comunicare care noi considerăm foarte importantă, crearea de grupuri de colaborare. Deci care aceste grupuri, scuze, de colaborare pot să fie atât la nivel de școală, da? La nivel de subiect, deci profesorii de matematică, învățătorii dintr-o școală sau dintr-un județ sau dintr-un oraș, da? Cât și mai ales, să zicem așa, poate pe interese comune. Cele mai bune exemple care le-am văzut atunci când se comunică legate de transmiterea de cunoștințe și de scuze și de abilități. Adică, vă dau ca exemplu. Vrei să învețe cineva foarte bine, nu știu, să zicem, o lecție la istorie. Dar acea lecție la istorie poate să aibă, este, să zicem, despre daci. Da? Are și parte de istorie, are și parte de geografie, fiindcă putem să vedem unde s-ar misege Tuza, ce relief este în jur, cum a fost folosit acel relief pentru ca ea să fie bine apărată și cum s-au folosit dacii de relief și etc. Și care sunt zonele de relief din jur. După aceea parte democratică, civică, inclusiv de comunicare, poate și niște videouri, etc. Deci astea sunt exemplele. Deci în care mergeți și colaborați între mai multe discipline, între mai mulți profesori pentru a transmite cunoaștere și cunoștințe într-un singur fel și pentru crearea unei, asta e strict legată de crearea unor resurse educaționale. Sunt resurse educaționale deschise, sunt de alt tip, proiectul CRED și Digitaliada și s-am dat la sfârșitul ghidului foarte multe link-uri unde ele există deja. Noi vom, Carmen Holotescu a creat foarte multe dintre acestea împreună cu colegii din CRED. Noi vom mai crea un curs în care vom încerca să punem cât mai multe exemple pentru diferite paliere educaționale. Asta este. Dacă nu stabiliți o comunicare corectă între dumneavoastră și nu vă impuneți acest lucru și dacă ca și manager de școală nu impuneți, da, creez grup de colaborare între profesorii, între trei discipline. Sau pentru toate disciplinele, ei trebuie să comunice între ei, trebuie să colaboreze, să creeze în colaborare resursele educaționale. Dacă nu, nu se poate. Iar cealaltă colaborare și comunicare de colaborare este între grupuri de elevi. Da? Creați grupuri de elevi și puneți-i pe elevi să lucreze împreună. Am mai dat și ca niște exemple care le-am dat și în ghid și peste tot, în care ei pot să lucreze ceea ce se numește project-based learning, cum să zic așa, adică le dai o temă, pot să fie foarte mici temele, partea care eu am indicat-o ca și pentru, am creat-o chiar... Învățarea bazată pe proiecte. Da, dar care eu am indicat-o destul de mult este împărțiți materia, de obicei aveți, nu știu, 8 capitole, cam așa se învață. Sunt pe capitole, da.
8 capitole sunt. Împărțiți acele 8 capitole la grupe de elevi. Câte 2-3 într-o echipă. În 8 proiecte. Dați-i fiecăruia acel proiect și spuneți-i care să-l pregătească. Ziceți, bun, aia din prima săptămână au mai mult timp, puțin timp, aia din ultima au mai mult timp. Da? Luați-le, poate, cum să zic, mai pesărite, dați-le echipele diferite. Puneți, poate, într-adevăr, prima echipă e mai dificil, dar mai puteți reveni. Și creați obligatoriu ca și activitate de comunicare și de colaborare că ei trebuie să creeze o prezentare, să găsească informații noi și să prezinte în fața colegilor ce au învățat despre acel subiect. Iar toți elevii ceilalți sunt obligați să pună întrebări, să găsească ceva nou și în plus față de ce n-a fost prezentat, chiar dacă caută atunci online. Trebuie învățat să și știe cum să caute și să valideze că acea informație este corectă. Nu, că totul trebuie să vină numai din cap. Poate că și asta, că învață mult mai repede, că vor învăța foarte repede și aia le rămâne în cap. Deci 30, sunt studii demonstrate pe asta, dacă se merge pe această metodă, 30-50% din materia unui semestru este foarte bine însușită, fiindcă dumneavoastră dați notă și echipei care prezintă, dar dați notă și pentru activitatea celorlalți de a comenta, de a veni cu idei. Le măriți creativitatea, dorința de a comunica, de a colabora, da. Sunt foarte multe alte aptitudini și știu la sfârșitul semestrului demonstrat clar acest lucru, mai multă materie decât dacă dumneavoastră numai le predați, le dați lecții și le verificați lecțiile după aceea. E demonstrat asta de cercetare făcută pe toate palierele educaționale, la diverse vârste și peste tot. Deci aici trebuie să mă credeți pe cuvânt că dacă nu vă dau foarte multă cercetare pe zona asta, dar credeți-vă că merge. Și știu că e greu să-mi ziceți, bun, că-s planurile de lecții, că trebuie urmate. Eu cred că cu tărie că dacă elevul la sfârșit știe ce are de învățat și cum are de învățat, va face mai bine și la teze și la notă, la evaluare. Iar eu tot sper că evaluarea și bacalaureatul va fi mult mai mult pe competențe și că vor lua în considerare și dezastrele care se întâmplă la testele și la evaluările internaționale. Dacă aveți alte idei aici pentru comunicarea de colaborare, că am vorbit numai eu și cu Cătălin un pic. Recomandați ceva aplicații pentru această comunicare? Că mă gândesc că proiecte fizice nu se pot prea face în perioada asta, adică nu, să lucreze deci, la un proiect. Din nou, pot să subliniez câteva aspecte aici? Da, te rog, Cătălin. Cum avem întreg tabloul, avem partea de comunicare generală și avem partea de comunicare... Hai de fapt să o împărțim în trei. Există partea de comunicare didactică sau academică, există partea de comunicare administrativă și comunicarea de urgență. În cazul în care apare un caz de COVID sau o suspiciune de COVID în clasă sau în școală și sunt... probabil trei zone mari de atenție și ar trebui tratate diferit. Partea de comunicare cu părinții sau cu celelalte cadre didactice sau cu elevii, care ține doar de o comunicare non-didactică sau nu are legătură neapărat cu tema de casă sau cu o lecție pe care o faceți la școală, poate să funcționeze și pe WhatsApp sau pe un grup de comunicare mai informal. În schimb, dacă există un material, o fișă de lucru, o temă, un form, acestea să fie trimise toate prin platforma pe care o folosiți. Dacă folosiți G Suite for Education, să fie utilizate prin Google Classroom. Dacă folosiți Microsoft 365 A1, care este platforma Microsoft pentru educație, acolo puteți folosi Teams, Microsoft Teams, care pune la dispoziție mai multe facilități de colaborare, comunicare și partajare de documente. Sau dacă folosiți alte aplicații, sunt unele plătite pe care poate le-ați achiziționat pentru școala dumneavoastră, folosiți-le pe acelea. Asigurați-vă că aveți datele de contact de la persoanele importante, de la părinți, de la DSP, de exemplu, de la responsabilii din școala dumneavoastră cu privire la COVID, astfel încât
În orice situație, dacă aveți o urgență, să puteți să-i contactați cât se poate de repede. Și apoi să aveți partea procedurală, care este descrisă și în materialul de măsuri publicat de Ministerul Educației. Cred că l-avem și noi bine punctat în ghid. În momentul în care apare o anumită situație, ce comunicați, cu cine comunicați și aceste lucruri să se întâmple într-un timp cât mai scurt, astfel încât să se evite contaminarea. Nu știu dacă m-am făcut înțeles sau dacă are sens ceea ce v-am spus. Dați-mi un semn, vă rog. Multă liniște. Cred că lumea dă din cap, să știi. Eu văd așa că dau ușor din cap. Eu nu văd decât un ecran gol. Dar da, presupun că dați din cap. Ok. O să mergem un pic dincolo încă, că mai avem maxim vreo 15 minute să vă reținem. Să mergem un pic pe partea de resurse IT digitale. Este trecut și foarte bine structurat în ghid. Chiar vă rugăm să vă uităm, fiindcă mulți dintre cei care au lucrat la ghid vin din zona aceasta de IT și sunt foarte multe informații acolo legate de infrastructura de IT, inclusiv de la conectarea la internet, la tipurile de calculatoare, la ce tipuri de echipamente să folosiți. Vom încerca să vă facem efectiv acum, fiindcă există o solicitare de la ISJ și o parte de descriere tehnică a ce tipuri de echipamente să puteți să cumpărați ca să puteți să le folosiți cât mai corect, dacă sunt școli care încă nu au achiziționat acest lucru, poate schițe de cum puteți să le folosiți. Vă rugăm să o faci, să vă uitați peste ea și să o folosiți. Platforma educațională, așa cum am zis, trebuie să fie unică. Dacă sunt opinii aici sau probleme, da? Scriu așa că din ghid, că e mai simplu să vă uitați ca să nu mai rescriem acum elementele. Dacă sunt aici pe zona aceasta de infrastructură IT probleme majore care le aveți și nu aveți soluții sau idei pentru ele. În afară de faptul că mai aveți nevoie de echipamente și aici putem să încercăm și eu știu că și ISJ-ul și-a pus problema deja să mai cumpere și cumpără. Cel puțin în Timișoara primăria a mai dat 2,5 milioane de lei pentru achiziționarea de laptopuri, camere video, marcare și căști și chestii de genul ăsta pentru foarte multe școli. Bun, dacă nu, haideți să vedem atunci din nou și despre platforma educațională. Din nou, așa cum am zis, o singură platformă pe școală, indiferent care este ea, din nou un ghid, există mai multe elemente care le puteți găsi și le puteți vedea. Vă rog să puteți să scrieți în continuare și fiecare dintre dumneavoastră aici. Și să vă faceți, că va trebui să faceți acest ghid la sfârșit. Vă rog să întrebați responsabilii de platformă educațională din școala dumneavoastră. Ce platformă s-a decis la nivelul școlii să se folosească? Sau dacă sunteți cumva responsabil de această platformă, să înștiințați și colegii dumneavoastră de utilizarea platformei. Ceea ce merită subliniat este că în ultimele zile a crescut cererea de platforme pe clasa viitorului, proiectul promovat și de EduCred, și sunt undeva la 160, aproximativ 160 de școli care au accesat clasa viitorului. Unele dintre școli încă nu au urmat ghidul pas cu pas, astfel încât licențele respective, care erau trial în prima perioadă, sunt sau vor fi în scurt timp suspendate. Vă încurajez să-i anunțați pe cei care sunt responsabili de aceste platforme să urmeze ghidul, astfel încât să vă asigurați că aveți o platformă funcțională până la începerea școlii și, ba mai mult, poate aveți și un pic de timp
să face sincronizarea cu SIR-ul, cu baza de date națională, și să le oferiți profesorilor din școală posibilitatea, sau să li se ofere posibilitatea să testeze această platformă pe care urmați să o folosiți. Da, văd că cineva scrie de Kinderpedia. Kinderpedia este o platformă bună, dar din câte știu eu este contra cost. Dacă aveți posibilitatea să plătiți pentru ea, niciun fel de problemă. Dar important este ca toată lumea să folosească aceeași platformă, astfel încât mai ales materialele să fie într-un singur loc. Dacă există probleme sau care a fost cea mai grea problemă pe care ați întâlnit-o? Da, cu Kinderpedia, din nou, e bună că are resurse acolo destul de multe, dar și eu am puține dubii asupra ei. Recunosc că și partea de comunicare nu e cea mai bună, poate, dar na. Ask you, nu știm. Deci eu m-aș duce cumva pe platformele astea care sunt folosite de foarte multe școli și vă zic de ce. Noi, de exemplu, la Politehnică folosim Moodle. Moodle e un open source care l-am instalat și pe care după aceea noi l-am mai distribuit și la alte universități și toată lumea îl folosește și tot, pentru că este o crește comunitate națională, internațională și poți să distribui mult mai ușor resurse și cunoaștere, inclusiv plugin-uri. Dacă mergeți pe chestii de nișă, numai acum fie cu iertare ca să că ziceți că ăla vi l-a zis cineva sau și v-a plăcut cum arată, da, poate să meargă, dar s-ar putea să pierdeți din această parte de posibilitate de a colabora și de a avea foarte multe resurse care să le puteți integra ușor. Deci, normal, aici eu sunt destul de împotriva marilor ăstora grupului Google, Amazon, Facebook, Microsoft, că na, ei dau de gratis ceva și îți culeg datele de pe altă parte și o grămadă de chestii astea, dar nu puteți să-i negați cu tărie și cu tot. De aceea noi folosim Moodle ca și o platformă educațională complet deschisă. Și în România există o comunitate Moodle foarte mare și cele mai multe licee și școli din România au o platformă educațională pe Moodle care e făcută și merge. Dar în rest, să folosiți Google Suite. Google Suite are foarte multe elemente și foarte multe date și care s-a creat de către ministerul, o înțelegere. Deci aveți acces gratuit la el și sunt foarte multe plugin-uri și unelte bine și prietenoase care sunt gratuite cele multe dintre ele sau costă foarte puțin, câteva dolari poate pe lună pentru o clasă întreagă sau așa ceva, care sunt de la matematică până la chimie și etc. Deci care îți dau și inclusiv resurse și unelte cu care să poți să faci. Deci, nu v-am zis, nu sunt mare fan de Google, dar e una, la ora actuală, pentru un buget redus și când nu poți să-ți construiești o platformă open source, părerea mea personală este că o platformă care și o suită întreagă de elemente care le puteți folosi fără probleme și vă pot ajuta. Și din nou, obligatoriu pune, asta una dintre marile probleme care am văzut-o și acum când v-ați înscris, deci vă luați în nume de rău, dar vă rog, uitați de adresele de e-mail de pe Yahoo. Faceți-vă măcar pe Google dacă nu v-a dat școala sau inspectoratul sau altcineva adrese din alea cu edu. Faceți-vă e-mail pe ce vreți dumneavoastră, dar nu pe Yahoo. Pentru că din motive de securitate în special. Aha, bun. Deci, în primul rând, din motive de securitate, de lipsă de acces, etc. O să ziceți, bun, și ce fac cu toți aia care nu știu adresa? Vă țineți aia, faceți un forward către noua adresă, deci o redirecționare, și dacă începe să scrieți de pe a noua adresă, într-o lună, două, lumea se învață. Nu zic să o închideți, să o ștergeți pe aia, că puteți să pierdeți contacte sau e-mail. Dacă faceți o redirecționare automată, sigur o să meargă. Bun. Carmen, dacă vrei tu să zici ceva despre resurse digitale și o să mai zic și eu aici câte ceva, dar hai să vedem. Carmen Holopescu, ia, dacă mai e pe aici. Mai e?
Și are acces la net. Pierdut-o pe Carmen, că tot îi scădea internetul. Nu mai văd. Bun, deci cred că, Carmen, mai ești? Că văd că camera nu o ai, dar nici audio. E în stand-by Zoom-ul și nu intră când poate, că are conexiune foarte slabă la internet, din păcate. Bun, deci Carmen vine parte din aici, putem să vă dăm foarte multe date și sunt foarte multe care le găsiți în ghid. Deci sunt resurse și links în ghid, nu mai revin asupra lor, da? Care le puteți găsi foarte, foarte ușor și le puteți, dar cel mai important sunt poate trei aspecte care trebuie să țineți cont aici. Este în primul și în primul rând partea că trebuie să găsiți, să le identificați, da? Să le validați și să utilizați resurse. Da? Acestea de preferință ar trebui să fie resurse care sunt resurse create în CRED, în Digitaliada, în foarte multe etc. Da? Sunt enorm de multe și care sunt de cele mai multe ori deschise. Da? Scuze. Adică sunt ceea ce se numesc CRED, că le-ați tot văzut în ultima vreme, mai ales pe Facebook, că sunt resursele educaționale deschise. Noi am creat ghiduri pentru asta, etc. Ce e important aici să folosiți când le identificați și tot să țineți cont de două aspecte vitale. Da? Prima este licența. Dreptul de folosire. Ce tip de licență este și cum este? Unul dintre lucrurile care, rugămintea mea din mediul universitar, este învățați copiii de la vârste cele mai mici ce înseamnă furtul intelectual și copiatul de pe internet. Că e una dintre abilitățile viitorului care sunt vitale să le înțeleagă și trebuie dumneavoastră să fiți exemplu principal. Deci trebuie să puteți să folosiți elemente care să fie cu licență deschisă, să dați atribuire sau dacă arătați elemente care sunt cu copyright, că puteți, nu știu, un videoclip de la National Geographic. Puteți să-l arătați, să puneți link către el, dar să specificați. Acesta este un videoclip creat de National Geographic. Este proprietatea lor. Nu puteți să luați informația de acolo să faceți copy-paste. El este doar pentru a fi citat sau comentat. O ziceți că asta e pentru liceu și gimnaziu. Da, într-adevăr. Dar și dumneavoastră trebuie să aplicați acest lucru. Ăsta e primul lucru. Și pe urmă este accesul. Să fiți siguri că accesul și calitatea sunt corespunzătoare. Adică că toată lumea poate să-l acceseze, trebuie să puneți un link sau să-l integrați direct în platformă și că acea calitate este validată și este bună. Dacă mergeți pe activitățile de grup și de creare de resurse digitale, fie în grup care există deja, fie în grupuri care se creează acum, sau grupuri ad hoc, sau grupuri de elevi, puteți să le identificați mult mai ușor, să le validați și să le împărtășiți între dumneavoastră. Cineva a găsit, sau elevii au găsit, sau un profesor a găsit o resursă foarte bună, care se pretează pentru o lecție foarte bună. Împărtășiți-o între dumneavoastră. Cât mai mulți, cât mai bine, cu cât mai mulți și cu atât mai bine. Asta e primul lucru pe care vi-l recomandăm cu tărie să-l faceți. Celălalt lucru pe care îl puteți face ca să puteți să creați resurse și să le puteți valida și utiliza după aceea este că să le creați împreună în colaborare. Sunt foarte multe resurse care sunt în engleză, da? Deci creare sau adaptare de red, da? Ele există, de exemplu, în engleză, în germană, da? Etc., în franceză. Folosiți-vă de elevi, de profesorii de la celelalte discipline de specialitate, traduceți-le, adaptați-le, da? Și ele pot să devină utile. Asta a făcut toată lumea, peste tot în lume, constant, continuu. De aceea sunt resurse educaționale care sunt resurse educaționale libere și de peste tot. Și aici lucrați în echipe și în grup. Aici contează cât de bine faceți echipele și cât de bine vă înțelegeți. Trebuie să, cum să zic, să colaborați. Nu știu de câte ori să zic acest lucru.
Carmen, văd că ești live, dacă vrei să zici tu ceva. Da, am pierdut ultimele 3 minute în momentul în care ai spus dacă mai sunt, atunci n-am putut să mă mai conectez și am intrat din nou. Ce aș vrea să vă spun? Probabil cunoașteți proiectul CRED. La momentul actual este cel mai important educațional din România, un proiect al Ministerului Educației împreună cu postul ISE, Institutul de Științe al Educației, nici nu știu cum se mai numește acum. Și mai mult de o treime din profesorii din țară au participat la traininguri în acest proiect, care s-au derulat blended, bineînțeles că în ultimele luni doar online. Acest proiect are o secțiune pe site-ul educred.ro în care sunt prezentate toate directoarele pentru resurse educaționale deschise și pentru resurse deschise din țară, de asemenea platformele care se utilizează, care sunt accesibile de pe Clasa Viitorului.ro sau de pe EduApps, așa cum le cunoașteți, și întrucât Ministerul Educației are colaborări cu Microsoft și cu Google, sunt proiectele care, așa cum spunea și Diana, sunt recomandate a fi folosite. Grupurile de pe Facebook, Proiectul CRED și grup Proiectul CRED, vă recomand să dați like la aceste grupuri, întrucât sunt până la urmă grupurile de colaborare cele mai largi la ora actuală din România, cu foarte multe webinarii, cu ghiduri pentru instalarea platformelor, pentru utilizarea diferitelor aplicații, grupuri în care de altfel și noi avem multe intervenții și avem webinarii și alte acțiuni pe care le organizăm împreună. Și aici vorbesc de Diana, de colega noastră Gabriela Grose, cu care de asemenea suntem active pe zona aceasta. Ieri a fost o discuție legată de alegerea pentru proiect de dezvoltator de resurse educaționale deschise. Vor fi pregătite ghiduri noi despre cum se creează aceste resurse educaționale deschise, dar un punct de plecare foarte bun, și o să notez din nou adresa aceasta, este a ghidului UNESCO, la care noi am colaborat la scrierea lui în varianta limba engleză și pe care după aceea l-am tradus și l-am adaptat pentru limba română, și care este practic un ghid care vă învață cum să deveniți un profesor deschis, un creator și, în primul rând, un utilizator inovativ de resurse educaționale deschise. Nu știu dacă putem să dăm, Diana, un termen când cursul pe care îl tot pregătim legat de utilizarea platformelor și resurselor. Da. Noi sperăm că în două săptămâni să putem să vă dăm la dispoziție, două, trei săptămâni maxim, fiindcă am lucrat și pe ghid și noi pregătim, eu am o responsabilitate față de 15.000 de studenți, deci și pregătim licențe acum, concursul de can, etc., dar el va fi disponibil, fiindcă există multe resurse, în maxim 3 săptămâni, dar găsiți, asta am scris aici, că foarte multe links, legături, site-uri, resurse, către ghid, către toate astea, în zona de final de resurse din ghid. Sunt pagini întregi, numai cu link-uri și cu resurse. Da. Noi încercăm în acest curs de care zice Carmen, să încercăm să vi-l structurăm numai un piculeț, să știți mai ușor unde să găsiți în funcție de ce interese aveți. Da? Există deja ele, numai că vă trebuie un pic mai mult timp poate să lucrați. De asta lucrați în echipe, că dacă lucrați în echipe, sigur vă va fi viața mai ușoară. Vorbind despre echipe, cum preconizați să ținem legătura? Acum avem niște documente de lucru,
Vom avea un grup special pe Facebook. Cum credeți că este bine cei care suntem aici în această întâlnire și vor mai fi încă două similare? Există un grup de Facebook care îl ține de platforma anti-COVID în care se poate discuta și, mă rog, aceste, să zic așa, resurse rămân disponibile. Nu știu, Cătălin, dacă ai tu vreo altă idee. Și aș mai vrea să vorbim un pic despre competențe, căci în curând va trebui să închidem. Nu am altă idee. Cred că poate să rămână pe drive-ul creat acum. E bine să fie un grup pentru profesori? Da, noi astăzi ne așteptam să avem mai mult parte de management educațional și cred că a și fost în mare parte management educațional, fiindcă dânsii trebuie să pregătească în special planurile de acțiune și structurile, împreună cu profesori, că fiecare profesor își aduce contribuția pentru clasa lui, laboratorului, etc. în aceste planuri de acțiune. Și cumva noi așteptăm planurile de acțiune. Scuză-mă, Carmen. Să discutăm pe grupul inspectoratului, că pe site nu există un forum de discuții, dar există pe Facebook un grup al inspectoratului școlar TIM și poate acolo sau... Cătălin va pune link-uri și către pagina de, și grupul de Facebook anti-COVID și către inspectorat. Ele sunt și în ghid la final și acolo iarăși puteți să discutăm și să ne vedem. Noi iarăși vom avea miercuri un webinar general de informare în care sperăm să putem să prezentăm și multe dintre ghiduri și idei. Acum, foarte pe scurt, despre partea de competențe. Există o unealtă foarte bună dezvoltată de Uniunea Europeană și validată de sute, chiar mii de școli din Europa, care se numește Selfie EU, care validează competențele digitale ale școlii și ale cadrelor didactice într-un conglomerat. E destul, un proces destul de laborios, într-adevăr. Avantajul este că îți dă și soluții și îți spune și unde să înveți, ce să faci și cum să faci. În rest, sunt foarte multe alte, să zicem, cursuri online de dobândirea de competențe. A zis Carmen aici de webinarile și de cursurile de pregătire de competențe pentru Google Suite, pentru Microsoft. Sunt foarte ținute de către minister cu TVR-ul. Sunt enorm de multe. Noi avem foarte multe webinarii și tutoriale care sunt pe site-ul Politehnicii și care sunt pentru resurse care sunt publice. M-auziți în continuare? Da. Dar mai încet. S-a descărcat o cască și am pus-o pe cealaltă. Sper că m-a mai auzit bine sau nu? E un pic mai încet, dar e ok. Da. E așa, mi-e bine, oare? Sper că merge. Mai încet te auzi, Diana. Da? Din păcate n-am o soluție acum pe moment. Dar te auzim. Da. O cască s-a descărcat și am luat-o pe cealaltă, care și asta nu mai are multă baterie în ea, fiindcă eu am mai ținut 2 ore de curs online pentru în dimineață. E foarte important și face parte din planul de acțiune cum să dobândească profesorii și elevii competențe. Din nou, colaborați cu elevii. Elevii pot să fie unii dintre ei nativi digitali. Și adică nu toți, depinde și de mediul din care vin. Digitalizarea s-a putut la unele părți, la unii nu. Încercați să colaborați cu elevii să vă ajute. Eu știu cazuri clare în care elevii au ajutat foarte mult cadrele didactice și școala sau elevii mai mari pe școli, pe cei din colegii din clasele mai mici sau pe profesori, în realizarea de resurse, în crearea de competențe, în cum să folosească anumite lucruri. Dar aceste competențe nu sunt numai tehnice. Zic, din experiența noastră de foarte mulți ani de educație digitală, partea tehnică e 20-25% din competențele finale. Restul este să știi ce și cum să faci cu ele. Și pentru asta vă ajută foarte mult să vă uitați la ce fac alții. Cel mai bine și cel mai repede se învață inspirându-te din ce fac alții. Da. Cătălin, dacă ai idei aici, s-ar putea. Sau vrei să zici din ghid încă niște chestii? Am pus acum pe chat, pentru că cineva cerusese link spre EduCred,
și găsiți acolo la digital.educred.ro o serie de resurse. Ceea ce îmi vine în minte acum este Ten Academy. Probabil că unii dintre dumneavoastră cunoașteți platforma educațională, care are foarte mult conținut și din care vă puteți inspira atât la cum să predați sau cum să scoateți în evidență anumite elemente cheie dintr-o lecție, fie că e de istorie, muzică, chimie, antreprenoriat, matematică, dar ideea este că e în engleză și destul de puține materiale sunt și subtitrate în limba română. Însă pentru cei care cunoașteți limba engleză, vă puteți inspira de acolo și puteți să dați și forward sau puteți să partajați materialele pe care le descoperiți cu elevii, mai ales cei care cunosc și limba engleză. Foarte mult se discută despre faptul că resursele educaționale sunt majoritatea în limba engleză, dar asta nu, chiar dacă nu cunoaștem foarte bine, nu ne oprește să le folosim acele materiale, pentru că sunt, de exemplu, extensia de la Google Chrome, ca să putem traduce site-urile, sunt captions, deci sunt subtitrările pe care, dacă apar în limba engleză, le putem traduce iarăși automat în limba română. Deci, calitatea cea mai mare, bineînțeles că o găsim pentru resursele în limba engleză și tocmai aceasta este una din acțiunile care se realizează asupra resurselor educaționale deschise, de a crea altele noi prin traducere și prin adaptare. Așa putem avea acces la materiale de calitate, noi, inovative, ținând legătura cu comunități de profesori și de creatori de peste tot. Îmi cer scuze, am uitat să vă dau share la acest document. Mi-am realizat acum, mi-a scris cineva. Îmi cer scuze, m-am luat și am trecut repede de la competențe, deci partea aceasta de resurse, acest Jamboard, îl găsiți la link-ul care l-am pus acum în chat. Și unde veți putea, oricum veți primi un e-mail cel târziu pe mâine cu toate link-urile acestea, să vă uitați în mailbox, toți cei care ați participat la acest webinar, din nou cu ghidul, cu alte texte și informații care s-au mai găsit, ca să puteți să continuați să lucrați cu ele. Și noi sperăm ca în cât mai curând să puteți să veniți alături de noi cu planuri de acțiune bine închegate, să le trimiteți Inspectoratului Școlar Județean și Platformei COVID, încât să putem să, cum să zic, să vă dăm certificate. Exemple noi de bune avea, exact, exemple de bune practici, să le împărtășim cu alții. Vom avea o echipă creată împreună cu Facultatea de Științe Economice și Administrația Afacerilor, cu mulți experți în zonă, cu inspectoratul care va evalua și va încerca să vă ajute să vă dea sfaturi pe aceste, nu note, ci sfaturi. Deci noi vrem să le evaluăm ca să vă dăm sfaturi, să vă zicem, uitați, aici ați mai putea vedea așa ceva, că vedem la alții cum au făcut sau să vă trimitem către alții, etc. Deci, și plus că primiți certificate digitale și badge-uri și pentru școală și pentru dumneavoastră de cele mai bune planuri. Și Inspectoratul Școlar Județean chiar își dorește acest lucru. Deci, ca ele să fie recompensate cât se poate de mult. Dacă mai aveți întrebări și informații, idei, eu aș vrea să spun că în prezent la Comisia Europeană sunt în discuții noile planuri, noile standarde pentru competențe digitale și de asemenea politicile legate de educația digitală. O să punem și link-urile acestea, Diana, e bine să le urmărim ca să putem să le aliniem la aceste standarde. Și de asemenea e foarte bine să urmăriți apelurile de proiecte care sunt deschise și acum sunt
Este un apel special Erasmus Plus la care puteți să colaborați cu școli din Uniunea Europeană pentru a realiza o mai bună dotare a școlilor dumneavoastră, o pregătire în plus a profesorilor, cursuri de calitate pentru elevii dumneavoastră. Deci până prin noiembrie, parcă, Diana. În 29 octombrie este deadline-ul. Da. Inspectoratul Școlar Județean intenționează să depună un asemenea proiect împreună cu câteva școli și licee, tocmai pentru a crea resurse educaționale pentru zonele care sunt poate mai dificile sau să fie cât mai prietenoase și mai simple. Vom vedea și timpul cât va fi, că proiectele nu se strâng singure. Și, din păcate, suntem tot aceiași oameni. Dacă mai sunt păreri, opinii, aș dori ca în următoarele 3 minute să finalizăm. Încerc scuze, timpul ne presează. De la ora 4 vor veni cei din Timișoara la o întâlnire online. Dacă vreți să ne ziceți ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, ca să învățăm acum cât mai repede, chiar dacă veți primi și un chestionar după aceea. Nu? A fost foarte bine, n-avem de comentat nimic. Nu cred. Mulțumim pentru nu sugestii. Nu cred niciodată, să știți asta. Nu cred pentru niciodată. Moment, la momentul de față, n-am nimic de completat. Cătălin, dacă dorești tu să finalizăm atunci? Aș mai vrea să vă recomand o carte, mai ales pe partea de competențe digitale. Sunt câțiva autori, probabil că ei sunt mai degrabă familiarizați cu mediul online decât cu partea didactică, însă sunt recomandări foarte bune pe care le putem folosi cu toții. Și am primit feedback pozitiv de la un director de școală și de la un învățător cu privire la această carte, care spun că e chiar utilă, are pe de o parte o secțiune de așa da și o secțiune de așa nu. Ca să vă dau doar un simplu exemplu legat de, vedeți lumina de pe fața mea acum? Dacă vă uitați în unele dintre imaginile dumneavoastră, veți vedea că aveți multă lumină în spate, iar conturul feței este întunecat. Am să vă arăt ceva. La mine în cameră sunt și de o parte și de cealaltă două lămpi care sunt pornite astfel încât să mă puteți vedea pe mine. Un astfel de setup este descris și în carte, adică chestiuni de bună practică, cum să vă puteți conecta cu ceilalți. Cum să priviți în cameră și nu la tastatură atunci când vorbiți cu elevii sau să priviți în ceea ce apare pe ecran, pentru că asta vă va ajuta să vă conectați mai bine cu elevii sau cu cei cu care comunicați. Pentru că de multe ori și elevii și adulții ajung să spună da, dar m-am pierdut după 20 de minute de predat, parcă m-am plictisit sau nu am mai putut să urmăresc. Și atunci puteți să vedeți mici trucuri pe care le puteți folosi astfel încât să fiți mai prezenți și mai aproape de elevi, chiar dacă este nevoie să le predați online, în cazul unui scenariu roșu pentru școala dumneavoastră. Așa că vă încurajez să căutați resurse educaționale online, să găsiți și pe site-uri cartea, dacă vreți. Captivează-ți elevii în online, mai ceva ca în clasă, e scrisă de Călin Iepure, Răzvan Curcubătă și Bogdan Vaida. Noi la INEDU avem 4 exemplare pe care le putem pune la dispoziția cadrelor didactice. Avem o microbibliotecă cu cărți pe care le puteți împrumuta în mod gratuit, evident, și să vă bucurați de conținutul lor. Așa că nu pot să vă încurajez decât să vă asumați decizii, să aveți curaj să implementați planuri și să vă gândiți în primul rând la sănătatea dumneavoastră, la sănătatea celor din jur, a elevilor și cu aceste gânduri să mergeți în minte și nu neapărat ce vi se cere mot-a-mot scris într-un articol sau în altul, într-un ghid foarte stufos.
Da, acesta este și cuvântul meu de încheiere, ca să zicem așa, vă mulțumim foarte mult. Noi cumva am încercat cât se poate de mult să vă ajutăm. Cineva m-a întrebat în webinarul de miercuri că suntem plătiți de ESG, niciunul dintre noi. Și nici măcar de noi, Cătălin și-a luat o zi liberă de concediu de la Nokia ca să poată vină astăzi aici. Toți am lucrat tot noaptea târziu în timpul nostru liber și eu nu mai sunt nici părinte sau ceva, adică n-am niciun fel de, ca să zicem că mă interesează, dar vrem să putem să încercăm să ajutăm cât se poate de mult și asta s-a întâmplat constant și prin EducaTM și prin Anticovid și prin tot sprijinul colaborativ care a existat. Și același lucru vă încurajăm puternic și pe dumneavoastră. Uitați-vă în ghid, luați-l ca și măsură, faceți-vă planurile de acțiune, trimiteți-ne-le, distribuiți-le și așteptați să primiți aplauzele la final și certificatele digitale. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și vă doresc mult succes și multă sănătate și capul sus și cu privirea înainte. Mulțumim! Mult succes!